Hei, bună seara tuturor! Suntem în 7 decembrie 2018, Apicultura din România Live. Vă salută Ionel Nistor, împreună cu colegii din emisie, realizatorii, ceilalți, cei care sunt, dar și cu invitații speciali. În seara aceasta vom începe împreună să îi acordăm atenție lui Laurențiu Ionașcu, student la medicină, cel care de fiecare dată în prima vinere va vorbi cu 50 minute despre jurnalul apicol, ne aduce în atenție lucrările care sunt de făcut sau care trebuiau făcute, iar în partea a doua a emisiunii, după ce trecem de această rubrică, avem în studio invitat special pe Dorian și prietenii lui și de asemenea ne vom bucura cu, în studio și cu Decebal Tuturici și cu Gabriel Petruc și, de ce nu, surpriza pe care am dorit-o să o am și în emisiunea trecută, domnul Florean Mariș. Vă spun bună seara tuturor, vă spun bună seara invitaților, vă spun bună seara celor care ne urmăriți acum în live și care ne veți urmări și reluare. Și haideți să înceapă! Laurențiu, dragule, mă bucur că ești din nou pregătit și pe poziție pentru a face treaba cuvenită. Bună seara, Laurențiu, ai cuvântul! Bună seara! În această seară vă prezint jurnalul apicol din luna decembrie. După cum știți, în această lună albinele se află în ghem. Ghemul este format într-o continuă mișcare, acesta fiind format din două unități distincte, miezul ghemului și coaja. Familiile de albine slabe au un consum mult mai mare și acesta duce la o uzură accentuată. O familie normală consumă aproximativ 800 de grame de miere. În această perioadă putem face controlul familiilor prin control auditiv. Aceasta se face fără deschiderea stupului, prin apropierea urechii de peretele din față sau prin introducerea unui tub de cauciuc pe urdiniș. O familie agitată poate consuma mai multă hrană și aceasta duce la epuizarea rezervelor. De aceea, în această perioadă, trebuie menținută liniștea în stupină. Prin deranjarea familiilor de albine de către pătrunderea șoarecilor, atacurile ciocănitorilor sau alte zgomote, poate duce la pierderi de efectiv. Pe fundul stupului, dacă găsim o mortalitate mare de albine, înseamnă că am intrat la iernat cu albine multe vârznice sau acel stup prezintă anumite boli. Prezența albinelor mucegăite semnifică că acel stup are o ventilație proastă. Albinele cu abdomenul umflat și unde sunt prezente pete de diaree la urdiniș indică că acel stup are hrană de proastă calitate. În cazul în care în această perioadă există ferestre cu vreme bună și afară deja s-a așternut un strat de zăpadă, se pot pune paie sau frunze uscate în fața stupilor pentru ca albinele ieșite la zbor să nu înghețe. În această perioadă se fac verificările de stupină, curățarea, dezinfectarea, repararea stupilor. Tot în această perioadă, dacă nu s-a făcut luna anterioară, se pot topi fagurii băgați la reform. Se închid ramele și se realizează însărmarea acestora. Tot în lunile de iarnă se pot realiza cursurile apicole. Acest lucru este foarte important. Chiar și o diplomă în acest domeniu ne poate aduce beneficii, mai ales în accesarea fondurilor europene.
putem participa la târguri și conferințe apicole sau putem căuta informații pe internet, în cărți sau de pe diferite forumuri. În această perioadă se realizează și valorificarea produselor obținute în acest an. Laurențiu, îți mulțumesc frumos. Uite, eu mă gândeam la un lucru pe care l-ai spus tu. Eu nu mai folosesc paie, eu am obiceiul ca cenușa pe care o scot de la centrala pe lemne să o prăștii când este zăpadă pe arealul de zbor și razele de soare topesc foarte rapid zăpada și așa că am pur și simplu stratul de iarbă necosit, că n-am cosit încă în stupină și eu o metoda mea personală, modul în care eu pregătesc aria de zbor. Da, sau așa este. Cred că este mult mai bine așa. Cu toate acestea am văzut că au apărut albine ieșite pe zăpadă care au murit. Din păcate au murit. Da. Ce facem dacă lucrurile nu sunt chiar așa după carte? Cum trebuie să procedăm? Te-ai gândit la treaba aceasta? Dacă temperatura nu este așa cum ne așteptăm după calendarul apicol, după un jurnal apicol, ideea aceasta de a ține un calendar fonologic încât fiecare în zona lui să se raporteze, cum vezi tu lucrul acesta, Laurențiu? Da, mai ales că în această perioadă am avut foarte mari schimbări climatice și temperaturi mari, acum foarte frig, chiar și uzura albinilor este foarte mare și crește consumul de hrană foarte mult și tot aceasta poate spori apariția nosemei. Așa este, Laurențiu. Dacă invitații de care avem în cameră vor să completeze la ce spuse de Laurențiu, aș vrea să adăugăm și să creăm un buchet rotund. Te salut, Dorian. Clar, în Canada tu ai altă abordare, dar din experiența ta din România, ce crezi că ar mai trebui completat la cele spuse de Laurențiu? Asta e o teorie și o practică care se face în România tot timpul. Așa, din tot ce a spus, bineînțeles că are dreptate, e spus ca la carte. Și nu știu ce aș putea să mai adaug. Atâta timp cât avem hrană în stup și le-am făcut tratamente la timp, cred că totul e ok. Așa este. Laurențiu e un bun student și el n-are cum să nu-și facă treaba ca la carte. De asta mă bucur de el în emisiune și îl folosesc, chiar spun cuvântul acesta, care uneori are conotații nu prea plăcute, îl folosesc ca să demonstreze că se poate lucrul acesta, să facă un lucru bun. Și o face și în stupina lui și o face și la facultate. Mulțumesc frumos, Laurențiu. Te rog să... Mulțumesc eu frumos. Să rămâi cu noi aici, în cazul în care e nevoie de loc, te anunț eu, așa că ne bucurăm de prezența ta. Hei, la Dorian, bună seara ție, bună seara celor care sunt acum în cameră și de-abia așteptăm ca Sebastian să ne ajute cu conectarea celor doi prieteni și să putem să-i avem și pe dânsi și printre noi. E Decebal Tuturici, Gabriel Petruc, e domnul Florean Mareș și suntem împreună în emisiune. De la bun început v-am subliniat încă din anunț, nu doar să atrag atenția și să facem un rating pentru emisiune, faptul că în emisiunea noastră vom discuta multe secrete care sunt în apicultura românească și în apicultura canadiană. Cu toate acestea, așa cum am convenit cu tine, Dorian, două le păstrăm nedivulgate. De acord? Corect. Asta ca să fie de la bun început și să pot fi acuzat de părtinire și eventual de orice altceva pe care cei care au nevoia să se simtă bine să hăituiască, să aibă motiv să hăituiască. Așa că noi ne-am bucurăm să păstrăm acele secrete deoparte și pe parcurs, din ceea ce tu poți să spui despre apicultura din Canada, dar și despre cum se observă apicultura din România, de-abia așteptăm să devolăm ca pe o foiță așa de ceapă
Nu, ceapa, e ustură la ochi, mai bună varza murată în seara aceasta. Ei, un lucru pe care te-am rugat, aș vrea pentru cei care încă nu te cunosc, avem voie să spun că sunt apicultori la început care urmăresc, dar cu toate acestea aș vrea să repetăm puțin din biografia ta de apicultor, biografia ta de succes. Și te rog frumos, cu toată sinceritatea, te rog, dacă există acele episoade în care nu a fost succesul pe care tu l-așteptai și a trebuit să privești în jos, să ai lejeritatea și sinceritatea de a ne o împărtăși și nouă. Eu unul, sunt unul care am falimentat și acum sunt cu stupina lichidată, așa că nu este rușine să ai și momente de genul acesta. Așa că, Dorian, te ascultăm cu nerăbdare să ne povestești despre tine, de unde ai început, de unde a pornit pasiunea ta pentru apicultură și cum ai ajuns la nivelul acesta. Cum ai ajuns în Canada, cum ai ajuns să faci o asemenea apicultură performantă. Hai, sincer, istoria nu e așa de complicată. Știți, cu toții începem de la un roi, la fel am început și eu. Bine, am trecut prin liceu apicol, asta nu mai menționez. Am lucrat la institut și de acolo am început cu un roi, primit cadou, ca să zic așa. De acolo am început să mă ridic. Pe urmă am fost trimis prin America de către institut la un schimb de experiență, a zice. Așa, și acolo am învățat, am văzut că se poate face apicultura și în alt fel, dar într-un alt fel. În America în niciun caz nu făceam apicultura pe care o fac aici. Știi? Doar pot să spun că am învățat și altceva și m-am perfecționat și din alte ramuri ale apiculturii. Știi, adică creștere de măci, dezvoltare, tot ce broi la pachet, absolut tot ceea ce se putea, producție de miere, cu toate că acolo nu făceam producțiile pe care le facem aici, nu din cauza familiilor slabe sau apicultorilor nepricepuți, din cauza că dacă nu te ajută zona, indiferent cât te-ai chinuit, tot nu poți să ajungi la rezultatele la care ai vrea să ajungi. Și cum noi, știți voi bine că întotdeauna suntem nemulțumiți și vrem mai mult, principalul e să îți formezi un target, să-l ajungi și să rămâi acolo fără să mai dărâmăm nimic în jur. După care am venit aici în Canada, am venit și eu ca oricare, cu contract de muncă, la un business apicol. Nici nu mai știu câte familii aveam atunci când am ajuns aici, vreo 700, ceva de genul ăsta. Era cam slăbuț. Și am început să dezvolt. Până m-am hotărât să mă stabilesc aici. Nu pentru că am vrut eu inițial, nu vroiam să rămân aici, dar au insistat cei de aici să rămân. Și asta prin am dat bonusuri familii de albine, știi, ca să-mi fac business-ul meu. Și ce au zis ei? Băi, dacă îl băgăm și pe el în business-ul ăsta aici, sigur nu mai pleacă. Și au avut dreptate. Și lucrez pentru o companie care va spune că nu are un patron, deci nu pot să spun că am un șef. Compania pentru care lucrez a aflat că are stupi anul ăsta, după atâția ani de zile. E un co-op care se întinde peste tot, din America până în Canada. Și avem un magazin, avem un peco și business-ul apicol. Și încercăm să facem producție. Și din perioada asta, spun, de m-a întrebat când am reușit să merg în jos, când am avut ghinionul de a merge în jos. Mi s-a întâmplat o singură dată aici, în România nu mi s-a întâmplat. Dar aici mi s-a întâmplat o singură dată.
tocmai cu studii mei, nu cu studii companiei, când am decis să fac tratamentele cu acid formic. Și nu știu unde am greșit. Din punctul meu de vedere, nu am greșit, pentru că am respectat absolut tot ceea ce... toate regulile posibile, dar nu și-a făcut efectul așa cum a trebuit și m-am trezit pe undeva prin luna iunie că bănuiesc că aveam mai mulți păduchi în familie decât albine. Da. Și de atunci am schimbat. Bineînțeles, atunci imediat am băgat apivarul, am lichidat absolut tot. Anul ăla a trebuit să nu fac altceva, deci nu m-am axat prea mult pe producție. Tot ce am putut să fac e să-mi salvez familiile de albine. Și am reușit. Și de atunci am stat departe de orice altă modalitate de a trata bolile. Am standardele mele, am regulile mele proprii, nu vreau să mă abat de la ele și mă abat de la ele numai în cazul în care văd că nu mai funcționează. Până acum se pare că totul e ok. De câte familie te ocupi, Dorian, acum, ca să fie tablou complet la capăt? Acum, în total, cu ai business-ului și ai mei, să zic că m-aș apropia de 2000, în afară de roi. De familie. Da, nu mă feresc să zic că ai mei întotdeauna îi pun în aceeași găleată cu ai companiei, că doar eu mă ocup de absolut toți, știi? Și chiar și la extracție facem o medie, nu fac să separ, să-i extrag pe aia separat, să-i, știi? Înțeleg că dintr-un anumit punct de vedere și tu ești conservator, odată ce ai ajuns să ai o rețetă, o păstrez, nu mai experimentez lucruri noi. Din punctul meu de vedere, ăsta e secretul în apicultură. Știi, rămâi la o anumită limită după ani de zile. Bine, că nu poți să faci apicultură 5 ani și să stabilești rețeta. Nu. Trebuie să ai ani de zile în spate când crezi tu că ai încercat aproximativ totul, pentru că niciodată nu poți, n-ai șanse să încerci tot ceea ce se întâmplă în jur. Așa te oprești și atâta timp cât îți respecti grafica, nu are de ce să-ți meargă rău. Trebuie să mergi înainte. Să-ți respecti targetul. Niciodată să nu vrei să produci, da, cum am mai spus eu, de exemplu Dan, el da, face 200 de kilograme pe familie. Eu știu că nu pot să fac aici 200 de kilograme, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă învinovățesc pentru chestia asta sau trebuie să forțez familiile de albine să găsesc motive și să le chinui, să le dau sau să le... nu. Asta e zona, atât ne ajută baza mediteră din zona, așa se atât merge. Trebuie să avem pretenții mai mari. Cel mai important lucru e să, pe ce mă axez eu cel mai mult, e să nu le lipsească hrană și medicație. Uite, în contextul acesta, două întrebări. Domnul Demirel Managhi spune așa: domnul Dorian, într-un chat a unei emisiuni trecute aproximativ un an în urmă, poate sau mai mult, Dan Mărgărit scria ceva de genul: dacă o matcă sau o rasă poate să țină 9 rame de puiet, pare important, și îi roagă să detaliez. Și corelăm puțin și cu ceea ce spune Sebi Cazac. Dorian, dacă poți să detaliezi schița ta de tratamente. Schița mea de tratamente e foarte simplă, știi? Și dacă vă spun, mulți ori să mă acuze: vai de mine, folosești antibiotice. Da, folosesc, domnule, folosesc oxitetraciclină, dar am folosit și fumidil cât am putut, cât s-a fabricat. Și apivar pentru păduchi.
Deci cam asta e tot ce folosesc. Ultrabiu nu-l putem cataloga ca un medicament, da? Folosesc și Ultrabiu în locul substitutul ăla de polen, care ne ajută foarte mult, dar mai mult de atât nu folosesc. Într-adevăr, nu prea respect cantitățile scrise la tratamente. Aici fac niște excepții. De exemplu, la tratamentul cu Apivar, niciodată nu mă iau după instrucțiuni. Întotdeauna pun o bandă sau două în plus, îl fac ceva mai strong. Bine, avem și familii mai puternice, dar de exemplu îl pun dacă am în primăvară am două corpuri pline cu albine, apoi fiecare corp își ia măcar trei benzi de Apivar. Cel puțin. Apivarul i-a mitras pe benzi, pentru cei care nu știu. Cei care nu știu pot să verifice pe internet și cu siguranță or să afle despre ce vorbesc. Știi, ca să nu ne apucăm acum să dăm explicații despre medicamentul în sine. Știi că avem liberă trecere la informație. Da? Și care era cealaltă întrebare cu... Făcea referire la... Dacă cineva mai are ceva de adăugat la chestia asta cu tratamentele, dacă mai are vreo întrebare. Uite, legat de tratamente, întreabă Codrean Iulian, oxitetraciclina, cum o dai? De exemplu, la un tank din ăla de 2300 de litri de sirop, bag 4 kg și jumătate când o fac cu sirop. Da? Iar când o fac cu zahăr pudră, să fiu mai pe înțelesul tuturor, avem cutiile astea de plastic de 1 kg în care se vinde miere, da? Pun 4 cutii de zahăr, deci fără să-l cântăresc, la ochi, plin pe plin. La 4 cutii de zahăr am pus o cutie de oxitetraciclină. Amestecat bine și pus cu Dalta pe capătul ramelor. Exact, locamicina românească, cum se făcea. Corect. Da. Corect. Da. Corect. E foarte necesar. Întreabă Sebi Cazac, insistent, dacă ai, poți să spui ceva cu ce ați înlocuit fumidilul, dacă l-ați înlocuit, că există deja câteva propuneri sau... Nu. Anul ăsta încă am avut fumidil, dar pe viitor, deocamdată, bine, n-a apărut nimeni cu nimic încă, dar folosesc un fel de extract de plante, cum aveți și voi în România, protofil, știi? Poți detalia ceva? Ai făcut industrial sau? Industrial. Extract de plante, habar n-am cu ce e făcut, alcool, exact cum e protofilul, bănuiesc că mai are incluse și alte plante în el, nu m-am interesat, dar și ăsta, precum și protofilul, are rol numai de prevenire, nu neapărat de vindecare, știi? Eu pun accentul pe prevenție, chiar am dedicat o emisiune pe ideea aceasta de a preveni, nu să ajungi să tratezi și de asta, dacă sunt oameni care gândesc în direcția aceasta de a preveni, cred că este mult mai important să previi cu costuri mult mai mici decât să ajungi să tratezi, dacă mai ai ce trata. Păi ăsta este obiectivul meu întotdeauna. Eu asta fac, eu previn. Eu nu mi-aduc aminte de când am văzut ultima oară. Bine, știu când am văzut la mine, nu știu, în 2010, cred că era prin 2010 când am făcut eu tratamentul cu oxalic. Da, dar în rest nu am văzut păduchi. Și l-am avut și pe Traian vara trecută, care, bineînțeles, stătea cu furculița în mână tot timpul și obligația lui era să îmi verifice trâmbtorii. Toamna nu avem probleme, deci tratamentul îl fac numai primăvara, o singură dată, și
Nu am nevoie de mai mult. Îl facem odată și bine. Bine, voi nu puteți să nu vă apucați să copiați ceea ce fac eu aici, pentru că în România nu ați putea să vă bazați numai pe tratamentul de primăvară. Știi? Să nu faceți greșeala asta. Eu vă spun cum procedăm noi aici, nu cum trebuie să faceți voi acolo. Știi? Sunt mulți începători care cu siguranță ar vrea să facă, dar sfatul meu e nu. Stați cu minți. Hai să și explicăm de ce nu, că poate oamenii încă nu înțeleg de ce și poate cred că atunci când tu spui nu faci asta acasă, ar fi sunat ca la circ sau la filmele cu cascadorii și să nu ajungă la performanță. Care e diferența între ceea ce este la voi acolo și ceea ce este aici în România? De ce să nu facă lucrul ăsta, Dorian? Pentru că marea majoritate cred că știu deja. În România sunt foarte mulți stupari, multe stupine, mulți stupi împrăștiați și așezați peste tot. Nimeni nu face tratamentele în același timp sau măcar în perioade apropiate. Sau unii nu fac tratamente decât atunci când văd păduchele în stup sau când depistează o boală sau un parazit. Și asta e principala motivație. Niciodată nu sunteți pe aceeași lungime de undă și chiar dacă ați vrea să fiți, nu ați putea. În special în momentul în care plecați în pastoral. Știi, e foarte simplu și asta ar trebui să înțeleagă toți apicultorii din România. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le faci tratamente preventive, trebuie să îi ții cu atât mai mult, îi ții sub observație mult mai atentă, știi? De acord. Întreabă Sebi Cazacu, vorbești cumva de beehive vis-a-vis de acel extras de plante? De beehive? Ce vrea să zică? Atâta pune întrebarea. Iar Codrean Iulian întreabă antibioticul, ce perioadă îl dai? Și primăvara. Primăvara. Și cu cât timp înainte de cules, spune? De exemplu, să zicem, la mine culesul începe în a treia săptămână a lunii iunie. Prima hrănire pe care o fac, o fac în luna aprilie, dacă am norocul să scot stupii afară. Da? Că mi s-a întâmplat să fie să am minus 20 de grade și în prima săptămână din mai. Da. Dar în, să zic, mijlocul, sfârșitul lui aprilie, facem primele hrăniri și în primul sirop cu siguranță ajunge oxitetraciclina. Iar după aceea, de fiecare dată când deschidem stupii și mergem la control, le punem și o daltă cu locamicină. Dorian, dacă îmi permiți o întrebare. Când vorbești de oxitetraciclină, produsul folosit la voi, oxitet-25 ăla? Da. Ok. Pentru că, întreb pentru ca să nu se trezească cineva că ia oxitetraciclină la un kilogram și pune un kilogram de oxitetraciclină la nu știu cât. Adică să nu facă supradozaje cineva pe la noi, de asta întreba, nu? Da, parcă am pus eu niște poze pe ceva grupuri și cu eticheta de pe gălețile noastre de oxitet, știi, trebuie să fie. Cel puțin toți cei care mi-au cerut le-am trimis tot ce au vrut. Mulți trebuie să știe și am și postat pe grupuri. Da. Nu toți suntem în aceleași grădini, știi? Da, da. Așa, și tratamentele, să zicem că nu le fac mai târziu de, știu eu, mă asigur că am cel puțin 2-3 săptămâni, să zic, între a pune primul corp, adică supersul, catul de deasupra, corpul 3. Da, din momentul ăla nu mai bag absolut niciun fel de medicament în ei.
primul culese dandelionul ăla, cum e la noi fotbalul sau... Păpădia. Dar Păpădia. Nu poți să zici că e cules. E un cules de întreținere. Bine, mai e și un fel de câmp sălbatic, a zice, îi spunem noi carigana. Așa, din care mai culege, dar nu e altceva decât un cules de întreținere care, dacă avem noroc, știi, ne ține, să zic, o săptămână. Asta înseamnă că, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne punem cu gălețile pe ei, știi? Pentru că având populație, îți dai seama, albina aia consumă, are nevoie de hrană. Că mulți ne condamnă când ne văd cu gălețile pe structură. Păi, ne condamnă, dar... populația consumă. Cum nu Traian Petru a intrat cu vișinata. Traian ne lasă Horinca și dă volumul mai încet acum. I-am oprit eu microfonul, pornește-l când consideră. Că se auzea necou. Deci avem nevoie de hrană, domne. Într-adevăr, le dăm sirop pentru că este nevoie. Dacă nu ai nimic în natură, nu e normal să le întreții într-un fel sau altul. Ori așteptăm să vină culesul să-și mănânce puietul. Sau la fel e cu orice animal. Deci dacă ai o vacă, îi dai. Dacă ai un porc, îi dai. La albine, nu, nene. N-ai voie să-i dai nimic. La noi, tâmpenia asta e. Știi, la vacă, la porc, îi dai, îi umpli trocul și o lasă mănânce, îi mai dai și mâine. Dar la albină nu poți să faci și același lucru dacă te ocupi de câteva mii, știi? Dorian, ca să înțeleagă colegii, noi vom sublinia aceste secrete. Așa cum explica și Radu Cuțescu în câteva conferințe pe care le-a ținut prin țară, spunea că e musai pentru starea de sănătate a albinei să aibă măcar un minim de cules artificial la troc, la hrănitor, pentru ca albina să se păstreze stare de sănătate. Și așa cum relevai și tu acum în seara aceasta, acesta este unul dintre cele mai importante secrete care țin de apicultura din Canada și de performanța voastră. Albina acolo, pe de o parte, care are un cules constant, iar pe de altă parte, atunci când pregătiți, nu le lăsați, băi, am pus puțin așa un pahar de horincă de-a lui Nea Traian, o dă peste gât albina și își mai aduce aminte. Nu, îi dați mâncare să aibă. De acord? Da, da. Le dăm mâncare cât pot ele să ducă, știi? Da. Nu le putem lăsa. Deci asta este unul din secretele pe care aș vrea să le subliniem. Cred că cel mai important secret pe care ține de performanța apicultorilor din Canada. A unora, că alții nu performează, tu performezi, dar mărgării performează. În special în perioada aia de primăvară, albina are nevoie de un sirop subțire, știi? Pentru a-l asimila mult mai ușor și a nu o uza tare, bineînțeles. Da, unii spun, vai de mine, e sirop subțire, îl bagă în stup și se chinuie, îl ventilează, obosește săraca albină și o uzăm, dar nectarul nu o fi subțire. Știi? Aici sunt multe contradicții, știi? Cine vrea să mă contrazică poate să mă contrazică, dar știi, fiecare e cu sistemul lui de lucru, cred că ar trebui să ne respectăm din punctul ăsta de vedere, știi? Eu respect ceea ce faceți voi, chiar dacă nu-mi place, știi? Apropo, care ar fi un lucru pe care tu, privind de acolo spre noi, cred că ar trebui remarcat și de ce nu subliniat, fiecare să și-l analizeze și să vadă dacă e important sau nu? Cu ce nu ești tu de acord? În România? Da. În România nu sunt de acord cu partea tratamentului, exact despre ce vorbeam, cu partea tratamentelor și a hrănirilor. Pentru că marea majoritate a apicultorilor, nu vorbesc de apicultorii cu experiență, care au trecut prin multe, că sunt și apicultori, avem apicultori valoroși acolo în România, care știu despre ce vorbesc și ce fac. De asta bănuiesc că nici nu se bagă prea mult în discuții. Că, da, partea cu hrănirile și tratamentele.
Tratamentele preventive nu sunt făcute niciodată acolo. Întotdeauna așteptăm să se întâmple ceva înainte de a face tratamentul și hrănirea. Mergem și ce facem? Scoatem o ramă, vedem, păi are cam 2 kg de miere. Păi asta îi ajunge, frate. Nu poți să spui chestia asta. Nu. Dorian, te-aș mai întreba, că am auzit de multe ori referitor la tine. De când pui tu prima găleată cu sirop și, să zicem, declar deschis sezonul și până la rapid, să medie cam cât timp ai cules, cât timp n-ai cules? Ai un cules continuu, constant până la rapid, nu? Din aprilie și până, să zic, în ultima săptămână din iunie, să zic că am un cules de întreținere numai de o săptămână, o săptămână și dacă am noroc. Și în rest? În rest, sirop. Chiar dacă am miere în stupi, pentru că, vă spun sincer, în primăvară ies cu miere în stupi, în familie de albine. Da? Care, miere care, mă rog, dacă un român ar ieși cu atâta miere, dacă cineva din România ar ieși cu atâta miere în familia de albine, cu siguranță și-ar lua gândul de a le mai face hrăniri. Ar da drumul la centrifugă. Dar ar zice, păi are destul până la rapiță sau până la salcâm. Nu, indiferent câtă miere am în ei, tot le pun o găleată de sirop în cap. Că e de 5 litri, că e de 15 litri, nu contează, le pun în cap. În funcție de cum au acolo, știi, pentru a le da startul. Îți dai seama că în aprilie atunci trebuie să o forțez cel mai bine, să stimulez puțin matca. Dacă o lăsăm să meargă tot pe zaharisită sau cine știe ce găsește pe acolo, o să se miște foarte greu. Care e cea mai mică hrănire pe care o fac? Stiropul ăsta plus ultrabiul sau whatever, orice substitut de polen pe care îl ai, e mană cerească pentru familia de albine. Deci ai tratamentul în primul rând, siropul și ultrabi. Când plănești roiurile, calea sunt cele mai mici pe care le ai. Cât le dai odată? Un litru? Doi? Când îi hrănesc, nu. Le dau odată la câte o găleată de 5 kg. Dar deci dacă mai e nevoie... 5 kg tu nu discuți. Da, nu. Mai măsură mai mică de 5 kg în mână. Păi noi ne uimește foarte mult cum pleacă ei de la o ramă de albină și matcă sau botcă sau eu știu cum se face botcă. Și reușește să ajungă să aducă și un cad de miere în același sezon. Nu, asta ni se pare imposibil. Adică e greu de crezut că... Mergând puțin pe marginea subiectului, anul ăsta a fost un an prost pentru mine din punctul de vedere al roilor. Pentru că n-am avut oameni, am avut ceva complicații cu Nicaragua, au avut o revoluție acolo, cine știe ce au avut, război, se băteau pe acolo, n-au funcționat aeroporturile, mă rog. Și totul am făcut prea târziu, că îți dai seama, în doi oameni nu poți să faci ceea ce poți să faci în 5-10 oameni. Așa că a trebuit să fac eu cu soția. Dar începând cu 2019, nu poți să patru și din țară. Acum va fi, e liber de cât accesul din țară. Nu e liber accesul din țară. Mulți înțeleg greșit. Una e să vii în vizită și alta e să vii cu permis de muncă. Când vii în vizită, nu ai voie să muncești. Dacă vrei să vii să muncești, ai nevoie să treci pe la ambasadă să-ți iei permisul de muncă, work visa. Aplici ca și cum ai aplica pentru viză. Da, tocmai a fost în Canada două concerte a trupei Compact.
Lucian acum este în concert, nu poate veni, dar am împărtășit după ce au venit din Canada, din Montreal și Toronto, împărtășit puțin din toate aventurile pe care le-au avut și în de a ajunge în Canada, de ce au semnat a trece de vamă, câte dificultăți au avut și apoi și de experiența pe care a avut și barez contrastul între cele două, să zic așa în ghilimele, capitale sau poluri de civilizație, de cultură canadiană. Și de asta, pentru cine nu cunoaște ce înseamnă lucrul acesta, pare ușor. Da. Vă dați seama, la noi în România nici măcar ăștia de la guvern nu respectă legea. Deci nouă chestia ni se pare SF. La noi ni se pare corect că dacă ai ajuns acolo poți să lucrezi, dar de fapt nu ai voie. Nu, nu ai voie. Da, asta nu știam. Da, și, mai, și vă mai zic o chestie, nu-i convine angajatorului să te angajeze, chiar dacă are nevoie de tine. Știi? Pentru că nu își vede, e ca și cum te-ar plăti din buzunar. Nu poate să-și justifice banii, că dacă tu vii aici pe un an de zile și ai fost plătit într-un an, știu eu, să zicem, 50.000 de dolari, cum ar putea angajatorul să-și justifice banii ăștia? Că nu poate să te plătească cu acte. Că dacă te plătește cu acte, ăștia își cer SIM number-ul, își cer detalii despre situația ta, că nou venit în Canada, știi? Așa este. Deci singura variantă ca să vină din România să lucreze legal e de fapt precontract, ambasadă și tot tacâmul. Da. Contract, resurse umane și ambasadă. Ultima baricadă e ambasada, știi? Dar bine, cred că acum, după ce s-a dat drumul la vizele de vizită, cei de la ambasadă sunt un pic mai flexibili, știi? Că cel puțin așa gândesc eu. Cel zice, băi, dacă ăsta vrea să plece în Canada, plec ca în vizită să rămână acolo. Nu trebuie neapărat să plece cu un contract de muncă, nu-i așa? Da, poate fi gândit așa. Da. Da. Dorian, în ceea ce privește pe domnul Adrian, n-am reușit să-l băgăm în cameră, dar la momentul oportun o să-l apelez pe telefon și o să avem o conexiune și prin telefon cu dânsul. Doar să stabilim când este momentul să avem surpriza aceasta pentru tine, pentru dânsul, dar și pentru colegii. Așa că eu deocamdată îi mai las pe colegi să punem întrebări către tine, spre a soarbe tot ceea ce înseamnă curiozitatea sau nu, de ce nu, și secretele apiculturii din Canada. Și apoi să ne bucurăm și de ce se întâmplă în realitatea apiculturii din România. Crezi că pot exista în România apicultură așa, care să o facă la un volum așa de mare ca și tine, ca și Dan Margărit? Dacă ne referim la dezvoltare, poate fi posibil, dar la producție m-aș mira. De ce spui că te-aș mira? Nu vă ajută natura acolo, deci cam greu, numai dacă știi, dați o lovitură, să zicem, la floarea soarelui, să ne înțelegem. Eu am făcut apicultură și în România, am făcut pastorale, știu ce se întâmplă acolo foarte bine și cum merge la fiecare floare în parte, ca la loz în plic, ca să fac o paranteză, și ca peste tot. Da, nu s-ar putea ajunge la standardul care e aici, referitor la producție. Și chiar dacă, să zicem că vă axați și toți vă minunați de populația pe care o avem noi aici, da, o avem, dar știi, dacă ați avea și populația asta, ar trebui să investiți mult pentru a o avea, iar în România nu prea se vrea investiția în familii de albine, în dezvoltare. Am observat la mulți, nu vor să le dezvolte doar prin simplul motiv că ar fi consumul prea mare pentru iarnă, dar scuză-mă, vrem să facem producție sau ce facem?
Da, da. Ei, Gabriel, da Traian, da Cebal. Mă bucur că sunteți aici. Întrebările nu continuă să apară și pe chat. Insistă Ciprian Ionașcu, Dorian, se găsesc reziduri de antibiotic în mere? În miere, dacă nu, care este tehnica? În toamnă, completarea de hrană pentru iernare, nu adăugați niciun fel de medicament? Nu, nu adaug toamna absolut nimic, în afară de magilină când avem. Până acum n-am avut niciun reproș din partea cumpărătorilor, dar asta nu înseamnă că nu se fac testuri. Testează și mierea noastră, că nu o poți trimite așa, dar atâta timp cât nu umblăm în cuiburi, stăm departe de cuiburi, nu are ce să se întâmple, pentru că nu ne atingem efectiv de cuiburi. Și mai avem avantajul că, vedeți voi, noi mergem pe 9, 10 corpuri, 12, în sus. Mulți spun, știi, păi da, dar vezi, poate, sunt fixați pe ideea asta că albina mai întâi depune nectarul în cuib și după aceea îl cară sus și îl pașează în caturi. Nu mă contrazic cu nimeni, dar când tu te duci ca apicultor și iei o ramă din corpul 10 și nu poți să o fie înclinată, pentru că te apucă plânsul când vezi că curge nectarul la jos, apoi să-mi spună mie că nectarul a ajuns în cuib. Nu zic, se plimbă o parte și prin cuib, dar m-aș mira să fie un 10%. Că la asemenea familii, să fim serioși, cât timp le-ar trebui să blocheze tot cuibul ăla, să nu mai aibă marca unde să le... Dumneavoastră nu folosiți gravia Hahnemann. Până la ce nivel urcă matca în corpul? Ajunge și până în corpul 5, maxim. Dan Mărgărit scrie, legat de antibiotic, trebuie să știți că începând din ianuarie 2019 este interzis și aici. Dane, nu vreau să mă conformez. Dacă mă aude, cu siguranță mă aude. Sigur că te-a auzit. Poate cu o întârziere sau poate la voi comunicarea este mai rapidă, dar nu tot pe streamingul nostru treceți? Hai, lasă, cu Dan mă aud la telefon când vrem noi, știe. Dar uite, chestia asta nu o știam. Da. Și noi îl așteptăm cu drag în emisiune. Ori de câte ori crede că este pregătit și dornic să fie cu noi, asigur prezența într-o emisiune securizată cum este și acum. Las doar chat-ul pentru comunicare cu ascultătorii și așa cum am stabilit și în seara aceasta o regie anume și un script al numele al emisiunii și l-așteptăm cu drag și pe domnul Dan Mărgărit. Când familia ajunge la maximul de populație, câte rame de ouă, larvar și căpăcit există în zona cuibului, întreabă domnul Demirel Managhi. Mă, sincer să fiu, nu am verificat niciodată să stau să număr ramele de puiet căpăcit, de puietul total, știi? Nu le-am numărat niciodată. Am înțeles. Mai ales când știi că ajungi pe, știu eu, ești în plin cules, găsești puiet în corpul 5, să zicem, ce fac acum, disturb tot corpul, tot stupul pentru a mă număra ramele cu puiet, hai să fim serioși, nu mă interesează, sunt fericit că am puiet acolo, că am populație și absolut nu mă mai interesează ce am în rest. Să înțeleagă lumea că nu, eu nu despic firul atât de mult în patru să
depistez, să număr, să, nu, sunt mulțumit cu ce am, de ce să, să o să mai dau cu bățul în cenușe. Caturile le puneți înainte sau în momentul în care se umplu, adică, eu știu, sistemul de, de lucru. Deci ați început pe două corpuri, le-ați mai pus încă trei, după aceea când vine rapița, îi completați direct până la 10 caturi sau pe măsură ce merge culesul, veniți și mai adăugați caturi? Îți spun că și timpul e problemă și cu chestia asta, cu organizarea. Aici, vezi, eu nu vreau să vorbesc în numele tuturor celor care fac apicultură de aici. Unii pun din start, le fac pe 10 și au plecat și nu mai au treabă cu ei. Eu nu plec cu câte două corpuri odată, să zic. Știi? Nu le dau atât de mult spațiu brusc, dar merg și pun după ot. Băi, ăsta are nevoie de două, ăsta are nevoie de unul. Dacă care nu are nevoie de niciunul, înseamnă că e o problemă. Deci cam așa merg, știi? Dar am, mă asigur că întotdeauna cineva le dă roată, știi? Având multe locații. Un om singur, de exemplu, poate să facă 10-12 locații pe zi, să le pună câte două corpuri, știi? O locație de 40 de familii. Așa că procent din 40 de familii se întâmplă, să zicem, în două locații din 10 să fie câte unul sau câte doi rămași în urmă? Da, se întâmplă. Se întâmplă destul de des. Ce crezi, că avem totul pe linie? Nu, nu e adevărat. Că nu, e imposibil să... Sau cel puțin eu aici, știi, sunt singurul care pricepe, singurul apicultor din business-ul ăsta. În rest am numai băcar, ca să spun pe românește. Ăștia, oamenii mei din Nicaragua, ăștia habar n-au despre apicultură. Știi, e imposibil să ții pasul cu toată dezvoltarea. Așa că chiar dacă vezi, știi, și ești conștient, știi, de tot ceea ce se întâmplă și tot trebuie să lași ceva în urmă, știi? Dacă aș mai avea un om pe care să mă bazez, ar fi altceva, dar singur e cam greu să fac față. E așa că mai am stup. M-am arătat și prin filmările pe care le-am făcut, că nu m-am ferit. L-am arătat și slabi și buni și ce s-a nimerit în locație, cum s-a nimerit. Am văzut că toate stupinele sunt înconjurate cu gard electric. Aveți și pe perioada de vară atacuri din partea ursului sau numai în sezonul rece, cât e iarna? A, nu, păi vara ai probleme cu urși, în sezonul rece, săracul urs stă ascuns, ce să placă la minus 30 de grade. Da, și nu toți, nu toate locațiile le avem cu garduri electrice, sincer să fiu, până acum vreo 9 ani, 10 ani, nu am avut probleme cu urși. Problemele cu urși au apărut acum câțiva ani, când am avut niște incendii mari prin, prin nord și bănuiesc că de la incendiile alea s-au tras spre noi, știi? Și de exemplu, stupul atât de popular nu este în stare să facă față, să-l alunge? A, nu. N-are nicio zupă. Ia corpul, ia stupul cu totul. Bine, nu stupul cu totul. Ia corpul și îl duce în pădure. Pleacă cu el. Uite, ai văzut fotografia aia de la profilul grupului cu ursul între stup. Fotografia eu am făcut-o. Știi, deci de multe ori nici nu-i pasă de cei din jur. Da, tot e bine că vă lasă legea să-i lichidați. Da, avem avantajul ăsta. Da, și garduri electrice am început să pun imediat după incendiile alea din nord, că nu aveam probleme și de asta întotdeauna ați văzut la mine, că ați văzut că am pus foarte multe fotografii cu distrugeri și toată lumea zicea, păi pune gard electric, pune, de ce nu pui? Păi este. Nu mai probleme. Știi? Dacă nu te doare capul, nu iei nimic. Stai cu minte.
Dorian, te salut, Dorian, am o surpriză pentru tine. Am pus pe speaker, îl salut pe domnul Adrian Istrate. Bună seara, domnul Adrian Istrate. Mă bucur că putem măcar așa prin telefon, dacă n-am reușit să vă aducem din punct de vedere tehnic în camera de emisie. Mă auziți? Da, eu vă aud, bună seara. Salut, Dorian, salut pe toată lumea. Mă bucur că m-ați primit în grupul vostru. Domnul Adrian, așa cum povesteam în pregătirea emisiunii, în scurt timpul avut, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră, o mică biografie de apicultor. De unde sunteți, de când faceți apicultură, de ce a apărut pasiunea sau cum a apărut pasiunea de apicultor și unde vă aflați acum ca și nivel de apicultură? Sunt din Umbreaza, Prahova. Am început în anii 90, în anul 1990, cu 7 stupi, trăind pe cele mai multe. Mi-a plăcut foarte tare mirosul parfumului, a fost rezumit de acele pe mâncul pavilionului. M-a încântat așa de tare, încât în momentul meu am reușit să cumpăr niște stupi de la mine. Am cumpărat în perioada sau primului, în anul 90, 7 stupi și a început dezvoltarea, mai încet, mai rapid. Și acum cu roi, cu tot, avem în jur de 1000 de stupi. Cu copiii, adică familia mea, dar și familia mea, eu, soția și copiii. Îi avem pe toți și la momentul ăsta de câțiva ani de zile nu mai ieșim din Delta. Ne-am stabilit acolo, avem toată logistica acolo și ne e bine acolo. Dar nu mai e Delta ce a fost, adică dacă ducem un discurs un pic și zona asta, era un rai. Delta toamna, acum nu mai este, dar am investit prea mult ca să ne mutăm în altă parte. Nu mă pricep la vorbe, așa că nu știu, întrebați-mă că nu știu ce să vă spun despre mine. Este super. E super, ne-a spus foarte mult. Înțeleg că acum sunteți într-o formă de staționar sau faceți un pastoral pe distanțe mici, dacă înțeleg eu bine, deduc bine. Da, mutăm doar câteva sute de stupi la salcâm, avem undeva 200 de hectare de salcâm. La Rapisa nu întotdeauna ne încântă ultimii 4-5 ani în Delta față de ceilalți ani. Și atunci rămânem la Salcia pe care o avem de jur împrejurul nostru. Iarăși și Salcia nu mai e ce-a fost odată. Pot să vă dau un exemplu. 2013-2014 noi creșteam 4-5 foi înainte să înceapă Salcia. De la Zălog și începutul Salciei. Ori acum s-a dus. E un vis frumos. Am înțeles. Dar ne e bine acolo și noi facem, să zic așa, 90% staționar. Domnul Adrian, sunt dator să vă întreb, fiindcă mi-am propus clar să dăm deoparte ceața aceasta că apicultura ar fi doar roz. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum l-am întrebat și pe domnul Dorian, dacă poate fi exemplificat un episod în care v-ați prăbușit, ați greșit în apicultură, v-a costat datorită unor erori sau lipsei de pregătire profesională sau, mă rog, anumite contexte particulare vă duc să aveți pierdere. Fiindcă s-a creat iluzia aceasta că apicultura e roză, oricine o poate face, doar și-a luat albine și-a luat stup și câștigă bani. Și de asta sunt dator să pun această întrebare și să exemplificăm din istoricul dumneavoastră, din experiența dumneavoastră, dacă a fost un asemenea episod. Fără să știu pe cuvânt de onoare, dacă am știut ce mă întrebați, spuneam mai devreme. A fost odată și Delta. Da, ne prăbușim continuu. Pe noi ne ține, să zic, în viață, cu activitatea, ne ține numărul mare de stup și producem cât să putem
supraviețui, să zic așa, față de perioada ultimului an bun, 2013, în care, da, erau producții foarte bune. Adică noi ne duceam undeva la 70 ceva de kilograme, fără doar și poate, fără multe deplasări. Ori, să mă ierte Dumnezeu dacă supăr pe cineva, dar alții anul ăsta au făcut foarte multă miere în țară, mai ales în primăvară la Salcâm. Ori Delta anul ăsta a fost un fiasco. Dar, așa cum spusesem, revenim imediat în transmisiune, s-a întrerupt. Dorian, te rog să fii prezent și tu în emisiune. Întrebări către Dorian până refac conexiunea tehnică cu domnul Adrian. Da, sunt aici. Pe mine mă interesa dezvoltarea roilor. Cum ajung ei din... Deci din roi familie. Deci care sunt... Deci, în principal, în momentul în care începe să... Care ar fi perioada în care începe să faceți roi acolo? În mod normal ar trebui să începem pe undeva pe la mijlocul lunii mai aici la mine. Am revenit cu domnul Adrian în emisie. Am reconectat. Vă rog să continuăm ideea pe care ne-a surprins telefonia cu întrerupere. Domnul Adrian. Este sub nicio formă apicultura ceea ce a fost. Nu știu unde s-a întrerupt legătura, dar spusesem că anul 2013 a fost ultimul an în care putem să-l spunem că a fost un an bun, de acolo, de aici, la 2013 spre 2018, într-o continuă scădere, să zic așa. Nici familiile nu se mai dezvoltă cum trebuie, nici producția de miere. Mulțumim Dumnezeu, noi nu prea avem probleme cu bolile, probabil izolă, datorită izolării. Nu am stupii pe 10 km în jurul meu, mai puțin la floarea soarelui când vin, dar nu foarte aproape. Și poate de asta nu am probleme atât de mari cu bolile, dar ca producție, ca traie al familiei, nu mai e ce a fost, sunt nicio formă, nu mai e roz. Dar pasiunea rămâne ca la fotbal, știți. Domnul Adrian, sunt dator să pun aici o întrebare de clarificare. Care credeți că ar fi motivele pentru care, din perspectiva dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, mulți o reclamăm, o remarcăm, o constatăm, este un regres? Ce am putea evidenția ca și trăsătura acestui regres sau ce duce la acest regres în apicultură? Mi-e greu să spun de ce este regresul în țară, pentru că trebuie să vă spun, regresul este și la mine, unde eu am mii de hectare, adică vi le pot spune că le am ca cifre, am mii de hectare certificate eco, deci la mine nu se stropește, nu se erbicidează, nu? Și totuși am același regres pe care l-au cei din țară, cei care merg la rapița stropită cu neonicotinoide, cei care merg la tei, deci este un regres în general. Mi-e greu să vă spun de ce. Eu nu sufăr din cauza substanțelor, neonicotinoidelor, a tratamentelor făcute culturilor. Și totuși familie nu se mai dezvoltă. Pot să vă spun că la noi roi au o creștere foarte frumoasă, foarte frumoasă, dar după începutul lunii septembrie scad în mod subit, la fel ca la cei din țară. Creșterea la noi, la roi, este mai frumoasă decât la cei care iau, pentru că și noi avem pentru triste, să zic așa, și în țară. Dar este o scădere. De ce? Eu mă repet iarăși, noi nu avem culturi
tratate și totuși am aceeași problemă pe care aveți dumneavoastră în țară. Așa este. Pe 2-3-5 km, adică cea mai apropiată zonă în care să zicem că se tratează chimic este la 20 și ceva de kilometri. Ori să mă ierte Dumnezeu, nu mă afectează. Da. Domnul Adrian, mulțumesc frumos, a fost o intervenție excelentă în emisiune. Cred că am subliniat câteva alte secrete care țin comparativ cu ceea ce se întâmplă în Canada și ce se întâmplă în România. De-abia aștept să mai revenim în emisiune. Dacă colegii vor sublinia sau Dorian va sublinia o întrebare specifică, o să revenim în conexiune telefonică să transmitem în emisiune. De altfel, în subsidiar, zilele următoare, de-abia aștept să mă mai aud cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru intervenția aceasta telefonică. Și eu mulțumesc. Să fiți sănătoși cu toții. Seara plăcută. Sănătate. Ei, dragilor, a fost domnul Adrian Istrate, apicultor din România, circa 1000 de stupi împreună cu roii. Omul face lucrul acesta în Delta și nu numai în Delta. Este unul din invitații pe care Dorian a avut alături de noi în seara aceasta. Da, Dorian, colegii spuneau că aveai chef de vorbă și dornic să ne spui și alte secrete. Și acum am dat încă un contrast în emisiune vis-a-vis de realitatea apicultorii în România. Sunt o serie de întrebări, dar hai să revenim la ale noastre. Dorian, ne puteți spune ce faceți pentru a preveni roitul? Întreabă Ciprian Ionascu. Nu fac absolut nimic, decât le dau spațiu atât. Dar asta nu înseamnă că, bine, contează și calitatea mărcilor, dar singurul lucru pe care îl fac, le dau spațiu întotdeauna, spațiu suficient. Și cam atât, dar asta nu înseamnă că nu-mi pleacă și mie prin copaci, că se întâmplă. Dacă mă întreabă cineva un procent anume care îmi zboară în copaci, niciodată n-am să-l știu. Că, de exemplu, anul ăsta, nu știu, am găsit doi roi, parcă, sau trei, unul pe care nu l-am depistat, plecați în copaci, dar cu siguranță au fost mai mulți. Întotdeauna îmi dau seama la controlul de toamnă. Dacă nu văd multe găuri în locații, înseamnă că totul a fost ok. Dar oricum, roitul la mine nu e o problemă. Asta vreau să subliniez. Nu e o problemă de care să fiu îngrijorat. E ceva normal, dar în fiecare da. Stupină. Andrei Călinescu întreabă... Care... Andrei Călinescu întreabă, roii se dezvoltă exclusiv pe cules sau... Și când ai primul sirop la roi? Da, aici e cu dus și întors. De exemplu, întotdeauna mă asigur, dacă vreau să fac un roi bun, că îl facem în cutii de 6 rame, să mă asigur că am acolo, știu, 2 rame de puiet și măcar una cu păstură. Da? Nu, de 2 rame de puiet, 2 rame de miere și una cu păstură. Așa. Și atunci aș putea să stau liniștit. Am avut și cazuri în care nu am avut miere suficientă, le-am băgat poate că 2 rame numai sau chiar și 1 ramă și a trebuit să le fac hrăniri. Știi? Mi s-a întâmplat chestia asta de 2 ori, că nu întotdeauna ai tot ceea ce trebuie pentru a face, de exemplu, știu eu, între 700 și 1000 de roi. Că pe acolo merg pe fiecare an, între cifrele astea. Da, dar de obicei nu le fac hrăniri. Decât în toamnă, atunci când ne pregătim pentru iernat. Și întotdeauna când pun corpul 2 pe roi, și corpul 2 are acolo 2-3 rame de miere obligatoriu de hrană. Sunt cazuri în care aveți familii care acceptă mai mult de o matcă? Adică să lucreze în paralel 2 sau 3? Da, am întâlnit și cazuri de genul ăsta, dar nu, ca în orice stupină, știi, sunt
rare, sunt excepții. Dar se poate întâmpla, bine, bănuiesc că se întâmplă de mai multe ori și asta datorită felului în care îmi fac eu schimbarea la măți, știi? Ca să mă explic puțin aici, am mai spus-o cu botca în corpul 4-5 protejată cu ceva, să nu fie înțepată, să nu fie mâncată, doar pe lateral. Știm cu toții că acolo putem să o protejăm, că din cap de acolo nu-i fac absolut nimic. Și îți dai seama că foarte posibil botca aia, matca aia eclozionează, iese la împerechiere pe urdinișul de sus, poate că se întoarce tot pe acolo și bănuiesc că prinde ceva și în corpurile superioare. Știi, deci nu am avut timp să intru să controlez la sânge, mai ales că eu nu caut, nu stau să marchez mătcile, să le caut, să le schimb, să le fac exact așa cum scrie la carte. Dacă mă întrebați cât de vechi, cât de bătrâne sunt mătcile pe care le am eu în stupină, niciodată n-am să vă pot spune. Am să vă spun că știu eu între 1 și 5 ani. Atât. Acum și asta este un secret. Știi că spuneam că vom sublinia secretele pe care tu le împărtășești. Uite, m-aș băga și eu la întrebarea asta de ce nu iroiesc la Dorian stupii, ca să-i explic și la Dorian dacă nu știe exact cu răspunsul, exact cu teoria pe care mi-ai spus-o tu mie la un moment dat. Eram și mai la început și am avut marele noroc să te am. Apoi eu nu mai știu ce te-am mințit mai de ce bar. Oh, păi tu nu mai zic. Eu am avut marele noroc. Mă interesează, poate mai învăț și eu ceva. Ia hai să vezi, poate afli. Uite că am avut noroc să te am de prieten și multe am aflat de la tine. Aveam pe vremea niște măști de ale noastre mai roitoare. Și am stup tot multietajat cu cuib pe două corpuri, cum are și Dorian, deci cu volum mare de cuib. Și ce mi-a zis tu atunci, Dorian, și s-a și adeverit, măcile mele erau mai roitoare. Dar dacă te apuci de în primăvară, de la început, de la primul sirop, să-i dai sirop ca lumea, ceea ce am probat și eu, cum mi-a zis Dorian, adică destulător, nu cu un litru, doi. Familia intră așa de tare în priză și bineînțeles să ai grijă să o menții în priză cu sirop, că la un moment dat, într-adevăr, și-o tras și-a mele boci, dar aveau atâta puier larvar că nu le-o arsă și plece. Matca nu-ți pleacă dacă are mult larvar în stup, dacă e pusă familia pe treabă. Și mi-o tras boci pe care în final le-o ros. Și chiar nu erau niște măști deloc strălucite la capitolul roire. Dar primiseră sirop, să zic, cel puțin 6-7 litri la un roi destul de micuț care trecuse iarna. Și am ajuns să am puiet în ambele corpuri. Deci să le am pline și cu albină până pe la pomii fructiferi. Când ții minte că le-am și pus corpul 3. Bine, am zis, Dorian, sau nu? Da, uite că citeam aici o mențiune a lui Stirban Marcel, secretul jumate culesul continuu. Uite, are dreptate omul ăsta. Da, să le ții ocupate, că ați observat întotdeauna și când încep albinele să plece în pom, când pac s-a tăiat brusc culesul, a venit o vreme ploioasă și deja și-au făcut bagajele. Da, dar dacă ai un cules continuu, șansa de a pleca în pom se diminuează. Și dacă n-ai cules continuu, dar le dai sirop continuu? Da, păi trebuie să le dai, să le faci ceva. Vezi că la noi foarte mult se înțeleg că tu ai cules continuu, fără oprire. Păi da, dar hai să punem și culesul de la găleată, da? Păi,
De-aia punctez. Da. Mulți cred că de-aia mai și întrebat tu cam cât ai cules până la rapiță, ai vreo două săptămâni, mulți au impresia că începe și nu se mai încheie până la rapiță, care continuă cu rapiță și ești într-un cules non-stop, de natură, nu lângă leată. De multe ori am, vezi, primăvara e ploioasă, e capricioasă și la noi, știi, și de multe ori se întâmplă să plouă și prinzi doar două, trei zile și gata. Știi, de asta trebuie să fii întotdeauna printre stupi, să fii cu ochii pe ei tot timpul, să știi ce se întâmplă și să știi înainte cu o săptămână de, știu eu, despre forecast, știi, despre timp, cum va fi. Că și ăștia de la forecast au început să mai spună și ei adevărul, știi? Eu sunt, mă țin foarte updatat cu timpul probabil, știi? În funcție de asta îmi fac și lucrările. Și numai așa poți fi cu un pas înainte, ca să zic așa, că știți bine, când e vorba despre albine, dacă ai bătut pasul pe loc, deja ai pierdut. Da. Da. Ce am mai observat, iară, că diferă ca și concepție la mulți apicultori de la noi, te-am primit de la Dorian acum în toamnă 3 măci, le-am introdus în familie, mă rog, un pic numai acolo, mi-au ajuns târziu, prea puțin e albina lor. Dar măcile astea, oameni buni o au și pe la început de octombrie albine nu mai voiau să le crească larve, dar ele o au acolo, o au cu câte o fată de ramă întreagă. O să le vă la anul cu albina lor, dar la noi de multe ori au teoria, atunci o să-ți mănânce mult, dacă o să aibă mult puiet, o să se uzeze albina de iarnă ca să crească puiet, puietul nu o să fie viabil pentru că nu apucă să-și mai facă corpul gras, chestii pe care le-am prins și eu de la Dorian și chiar nu sunt de acord cu ele și să vede și la el. Spune că vorbi și în ghilimele. Poftim? De ce bol? Da? Spune că mai vorbi și în ghilimele cu niște chestii acolo. Nu știu ce ghilimele. Zim, ce anume? Cu corpul gras, cu... Apoi, am spus mulți, am auzit de multe ori la noi concepția asta. Nu în regulă dacă ai puiet târziu. Eu nu-mi doresc să am puiet cât de mult. Mă deranjează, mă bucură. Știu că am puiet târziu, știu că am albină tânără pe iarnă. Și la fel are și Dorian, uite, are și acum, azi am văzut un film de la el, are puiet și acum în roiuri. Și vorbea el, chiar are iarnă lungă. Albinele au de trecut iarnă lungă. Și n-aș zice că ți se par, Dorian, uzate de la puietul ăla. Consider că sunt uzate. Măi, cred că ați văzut de destule filmulețe cu albinele în primăvară. Nu știu, vouă vi s-au părut uzate? Că, sincer, mie nu mi s-au părut. Da, am putut să merg înainte cu ele. Știi, nu prea mă pup nici eu cu teoria asta cu vai, nu e bine să ai puiet iarna. Nu, eu mă bucur să-l am, e foarte binevenit și fiecare plus de albină acolo, chiar dacă are viață scurtă, mă ajută. Chit că păstrează doar căldura cuibului, dar totuși mă ajută. Având o iarnă lungă, am nevoie. La noi consideră că dacă nu-și fac zborul ăla de orientare sau de curățire, cum se cheamă, atunci după 17 zile, 15 zile după ce ies, vezi, domnule, că nu sunt viabile. Pentru că da, logica e clară că aveți dreptate, pentru că la dumneavoastră iarna e mult mai lungă. Deci dumneavoastră începeți în septembrie, se termină în aprilie, în mai. E clar că poate să succedă 2, 3, 4 generații de albine care nici măcar nu văd. Deci e primul an, au insistat niște colegi de pe grupuri să verific și corpul de jos după ce am pus filmulețul ăla cu vreo 2-3 zile.
E primul an în care îmi verific stupii pentru puiet la vremea asta. De obicei verificam pe la, știu, după 23 decembrie, știi? Deci am verificat pe 23 decembrie, am găsit puiet, ați văzut și voi, am verificat și pe în ianuarie, în unii ani, am verificat și în februarie, pe 2 februarie. Deci, ce să zic? Începând de acum pot să zic că am puiet și mai spunea cineva, mă punea problema dacă matca întrerupe cumva ponta până în luna aprilie când îi scoatem noi afară. Eu zic că nu, întrerupe absolut deloc, dar nu merge nici la, la viteză maximă, ca să zic. Te pune puiet, ouă într-un mod constant și atâta tot. Suficient cât să-mi mențină familia de albine până a ieși în primăvară. Și atunci când i-am pus găleata de sirop în cap, atunci începe să își facă treaba așa cum trebuie. Și exact atunci când am nevoie. Gabriel Pătruc, vrei să vii cu o întrebare sau aveai o intervenție? Voiam doar să confirm ce spunea Decebal. Experiență, cam același lucru l-am observat. Dacă vreți secret în apicultură, unul dintre ele este să intri cu cât mai mult albină în iarnă și să ieși cu cât mai mult albină din iarnă. În momentul în care iernatul ăsta cu trei rame și cu familie setă iernare, că iernează pe trei rame, păi cu alea trei rame cât mai pierzi în iarnă, ce faci? Te chinui cu roișorul ăla și după aia spui, n-am avut noroc, lasă al câmp sau nu mai știu ce. Pe cine să culeagă dacă tu abia te dezvolți, dacă cât de cât până atunci? Dacă tu ajungi la salcâmp cu cum este altul care a ieșit în martie cu același albine. Și contează enorm. Vreți culeu, pulați-ți. Din ce mai văd eu așa, ce am încercat să aplic de la ce am învățat de la Dorian, ce am încercat să aplic la noi, să zic, toamna oricum la noi lungă și în principiu familia are o tendință de a se depopula într-o oarecare măsură, că matca nu mai menține așa ponta, nu intră la iernat imediat după un culez mai, eu știu, stimulant cum are Dorian, rapița, dar intri în iarnă cu ce populație intri, ieși cu câtă ieși, dar de când ai dat primul sirop, atunci poți liniștit și la noi să le dai sirop serios, exact cum dă el și se dezvoltă și la noi. Deci acolo, în primăvară, chiar poți să faci ce face el fără nicio problemă. Și asta e că chestii. În primăvară aveți și norocul că vă mai ajută și alți factori. Mai aveți un pom fructifer, mai aveți ceva flori mai primăvăratice, așa, care prin pădure, știi, și un pic de siropel acolo nu ar strica niciodată. Da, numai că la noi foarte mult un pic de siropel înseamnă un jumătate de litru, 200 de grame. Să nu vorbim cu sutele de grame, știi, să vorbim așa, un pic de siropel de la mine, de aici, știi? Nu de acolo. Vezi, Dorian, noi suntem în România și stupii din România nu știu să producă ca și în cei din Canada și atunci oamenii se zgârcesc. Nu văd raportul ăsta că trebuie întâi să dai albina, să o dezvolți și apoi să aștept să scoți dacă ești pregătit. Da, măi, adică uite, am făcut și eu apicultura în România și nu m-am zgârcit și, sincer, chiar am făcut treaba. Am fost întotdeauna mulțumit de producțiile pe care le făceam. Întotdeauna am fost spre tapă, acolo undeva. N-am fost dezamăgit de producții. În limita română, bineînțeles. Dar le făceam hrăniri. Dar Mărgărit spune, iar o să dați pe siroape,
a ajuns stimularea sport național în România. Da. Apoi trebuie să se facă stimulări. Da, da, nu știu, stimulări. Mai bine, hai să le numim hrăniri. În zona ta este o problemă aspectul acesta de proteină, de polen? Aveți lipsă de hrană proteică și veniți suplimentar? Da, întotdeauna înainte de... când iese albina la primul zbor în primăvară, să zic, așa, deja are cutiile cu substitut de polen în bot acolo, știi, în mijlocul locației. Am înțeles. Asta pleacă, cutia cu polen pleacă prima în primăvară, spune. Dar pentru pregătirea albinei de iernare faceți același lucru? Da, verific, în multe cazuri le dau polen și toamna. Am înțeles. Da. Depinde cât de ploioasă, cât de urâtă e. Totul, știi, faci așa la ochi. Îți dai seama atunci pe moment ce trebuie și ce nu. Știi, nu ai neapărat o lege scrisă în care, băi, la data asta îi dau și am terminat. Nu, trebuie să te mai uși în stup, că nu poți să faci după carte. De asta întotdeauna apicultura din carte nu prea se pupă cu ceea ce facem noi afară. Și aici vreau să venim cu o clarificare, nu că ceea ce este scris în cărți nu este folositor. Te ajută să ai un bagaj de cunoștință. Este foarte folositor dacă știm cum să citim cartea respectivă. Cum să o citim cartea și cum să corelăm ceea ce este scris în carte vis-a-vis de stup. De fapt, cum să o interpretăm? Am și o întrebare. Siropul ăla îl faceți dumneavoastră sau și ce conține? Siropul? Păi îl cumpăr din comerț. Din comerț. Dau comandă, de obicei am mers pe sirop de porumb și întotdeauna am fost mulțumit. Deci tot ceva cum avem noi în țară, F40, ceva de genul ăla, 40% da, fructoză. Ceva de genul ăsta. Știți, voi v-am mai pus eu analiza pe... Nu, deci sunt mulți care erau curioși dacă... Le faceți cum mai încercăm noi, cu plante medicinale, cu alte nebunii de astea. Dar cine are timp să facă așa ceva? Să fim serioși. Dacă aș avea 30 de stup, poate că m-aș juca, dar la un număr atât de mare nu ai timp să te joci. Întreabă domnul Ciobanu, le dați Ultra B doar la exterior sau le puneți și turte proteice? Nu. Nu le-am pus turte proteice niciodată. De fapt, mint, am încercat o singură dată, nu mi-a plăcut și le-am lăsat și întotdeauna le pun în containere afară, containere de plastic găurite. Vine albina, își ia cât vrea și când vrea și atâta tot. E ca un cules din natură. Am înțeles. Faci vreo selecție de măci, aduci anumite măci sau măcile care le ai, din ceea ce ai cu aia mergi înainte? Am făcut. Am trecut de perioada asta cu selecțiile și... Am ajuns la punctul în care sunt mulțumit, n-am mai schimbat nimic, am un cocktail, ca să zic așa, un, știu, Russian, carnică, caucazian și amestecat totul acolo bine. Posibil să mai am și ceva backfast, că am luat acum câțiva ani de la Dan, să fac niște probe și s-or mai fi amestecat puțin, dar diferență nu am văzut. Deci cam asta e. Și întotdeauna când îmi fac măcile, bocile,
Le fac din ce am mai bun. Atât. Și de ani de zile merg pe ideea asta și nu s-a schimbat nimic. Da, o să-mi spuneți, consanguinizarea... Nu, hai să lăsăm povestea asta, că la numărul pe care îl avem noi aici se mai face consanguinizarea asta peste 100 de ani, să fim serioși. Știi de ce zâmbesc, Dorian, fiindcă îmi dau asta seama... Asta dacă ești centenarul. Îmi dau seama cât de eficient exploatezi efectul acesta de heterozis și modul în care se confirmă că pentru miere, na, efectul de heterozis este benefic. Da, hai să nu-i facem pe unii să înțeleagă greșit. Da. Dar din punctul meu de vedere, și am mai spus-o și o repet, în România acolo orice apicultor face cercetare, nu vrea să-și găsească, știu eu, o anumită modalitate de lucru pe care să o respecte, și de asta se și întâmplă în mare parte ceea ce se întâmplă acolo. Că dacă mă uit la marea majoritate a apicultorilor, că mai urmăresc și eu grupuri, mai citesc, știu, comentarii și povești, fiecare tratamente cu, chiar și pentru o boală anume, de exemplu, să zicem, pentru varoză folosesc nu știu câte tratamente și tot nu sunt mulțumiți, și pentru cine știe ce mai folosesc. Nu. Faceți un tratament și bun, atât. Chiar dacă e mai scump, dar îl faceți bine. Că altfel nenorociți familiile de albine. Voi nu vă dați seama, voi, nu vorbesc, nu vreau să punctez pentru pe cineva anume, știi? Vorbesc la modul general. Apicultorii, în special cei începători, știu eu, câțiva ani de zile acolo, nu-și dau seama ce se întâmplă, și nu mă refer la cei cu experiență care au ani în spate și deja au trecut prin toate cele. Știi? Trebuie să vă hotărâți ce vreți să faceți și cum să faceți ca să meargă totul bine. Scuze, eu am avut o întrerupere, picase live-ul și n-am prins ultima parte din apărintele tale. Ideea era, ar putea fi găsit, din câte vezi tu zonele noastre, știm foarte clar că nu există tipar. La 15 km de mine, colegul clădea rame și avea nectar ramă, eu hrăneam ca să nu moară familie de foame. Dar când ar fi cel mai optim tratament pe care ar putea, singular sau, mă rog, nu neapărat singular, pe care l-ar putea să-l facă cineva în România? După salcâm, în primăvară, toamna, târziu? Nu, în primăvară, întotdeauna, absolut toate tratamentele ar trebui făcute în primăvară, înainte de a le pune fezii. Avem și foarte multe feluri de stupi în România, știi, ai orizontal, ai, în special la orizontal, păi nu poți ține controlul. Nu deții controlul, de asta e ușor aici. Noi mergem pe multietajat, știm foarte bine ce avem jos, luăm de deasupra celui de-al doilea corp, tot ce e sus luăm, dar nu avem treabă cu cuiburile. La noi în România nu putem face așa ceva la familiile pe care le avem, la stupii pe care le avem, nu la neapărat la familii. Știi? Pentru că ai riscul de a contamina mierea într-o perioadă în care nu prea ai vrea să o faci. E riscant, foarte riscant acolo. Dorian, Dan Mărgărit te încurajează. Aici la tratament este o poveste lungă. Hai cu secretele.
Da, Dane. Ce secrete, băi, Dane? Că noi am mai stat, am mai bârtit pe tema asta. Știi? Și... La... Inventați la concluzia. E vorba... La o mică paranteză, mai discutam cu Dan, a ajuns la concluzia că indiferent ce ai zice, nimeni nu te crede, știi? Deci dacă îi spui unuia o vorbă, o chestie simplă care ar trebui făcută în stupină, nu te crede. Uneori dacă îl minți, trebuie să te crede mai repede decât atunci când îi spui un adevăr, știi? De am zis, spuneți, inventați o denumire de medicament să vedeți câte search-uri pe Google. Da. Păi, ce să mai inventez ceva acum? N-are rost să mai inventez. Eu le spun ce fac și atâta tot. Măi, căutați apivarul și mai stăm de vorbă. Da. Eu asta folosesc și nu am schimbat apivarul ăsta de ani de zile. De cel puțin 10 ani îl folosesc. Cel puțin 10 ani. Dacă nu mai bine. 15. Alți da. Dăunători pe acolo, cum îi gândea cu ăla mic de stop sau viespea, nu, cum avem... N-a ajuns. Viespe, da, avem destui, dar gândacul de stop nu ajunge la noi, e mult prea rece pentru el. Noi de-abia le aveam de-abia ajunsese în Wisconsin și atunci când îl aduceam din Florida, de acolo, de jos, și venea cu stupii, dar nici acolo nu rezista. Aici ce da. Să uite la... Povestea Florin Dobre, că au niște stupi în Texas acolo, de ce au marcă, scrie pe le Born in Texas, ați încercat așa ceva vreodată? Ce anume? Sunt niște măci africane, ce să mai, scrie Born in Texas și când vede eticheta aia știe, ăsta e ultimul care verific, că nu mai vezi nimic pe masă, să atacă. Da, ziceam. Domnul Florian, domnul Mariș, aveți microfonul tot timpul, doar să vi-l deschideți dumneavoastră și să puneți întrebări invitatului serii. Da. Vreau să iau și eu notițe și tu mă lași cu ochii în soare, spune Dan Mărgărit. Lasă... Lasă, Dane, că vorbim pe privat. Da, deci noi nu mai dânsul... Avem și noi secretele noastre, nu-i așa? Deci nu mai dânsul cu notițe, deja și subsemnatul cu notițe aici. Da, da. Te-am chemat, hai să fac o parată, ai zis că vii la porc, Dane, n-ai venit, m-ai dezamăgit total, da. Mă rog, discutăm noi. Cum la voi n-a ajuns pestra? Nu prea ai ajuns. Dacă venea Dragnea pe aici, cu siguranță ajungea, dar așa nu. La țară, la părinții mei, verișurul tatei, când a auzit că începe chestia asta și se apropie și de sat, a tăiat porci și i-a și împărțit pe la rude. Da. Așa circulă pe asta, prin împărțirii din asta. De une în garniță, la friptură, la cuptor, ce să mai ajungă? Apropo, aici la noi se fac filtre de poliție, te controlează dacă transport carne sau de porc sau animale? Asta teoretic, pentru că eu din zona mea, spre exemplu, în Ucraina era pestă mai de mult. Și s-a ducea carne într-o veselie. Era un afiș în vamă, știai că trebuie să nu o pui la vedere ca să nu fii chiar de aducea mereu. Nu a fost niciodată la noi biosecuritate și nici nu o să fie. La fel cum dacă Doamne ferește în România apare o boală nouă, nu știu, ca oricare ar fi. Gândă cel mic de stup, să spunem că apare. La cum e stilul nostru de pastoral, în care fiecare merge unde vrea. Dacă mergi, nu știu, la pădure, la Luncavița, la Tei, sau la Hanu Conachi, la ești la Salcâm, vezi acolo sute de camioane unul lângă altul. Păi dacă este o boală să răspândă, doamna ajunge toate colțurile țării. Noi nu avem reguli în general și chiar dacă le avem, nu le respectăm. Așa că despre ce mai vorbim. Da, să fim serioși, la pastoral de chiar nu se poate ține sub control absolut nimic, indiferent cât am vrea. La fel și cu
Da. La fel și cu varoua, adică eu dacă fac o rază de un kilometru în jurul stupinii mele, mai am încă 4. Păi vă dați seama, dacă aș face un singur tratament primăvara și să spunem că rămân fără păduchi și nu mai fac nimic până în primăvara următoare, e până următoare să am la ce să mai tratez, sau poate eu am ceva albine, mai am poate după un an. Adică puțin. Ești optimist, tu vrei să mai ai stop până în primăvara următoare, dacă nu mai tratez? Păi cam asta e, adică sunt situații diferite, când ai stupinile cât de cât izolate una de alta, e altceva, înseamnă să poți să menegerezi o boală, e ceva mai greu din perspectiva asta. Da, vezi, ăsta e un alt avantaj al nostru aici, știi? Că așa putem să ținem totul sub control, dar în România nu aveți cum. Pe mine ce m-a fascinat cum aruncați ceara din ei exact în spatele stupilor și o strângeați toamna. La noi avem cu găselnița, cu... Aveți așa ceva? Aveți găselnița acolo? Nici nu am, dar nici nu o mai strâng. Da, o strângeam la început, în anii trecuți, dar acum nu. Merge totul pe multă viteză și efectiv o arunc și nu o mai adun. Că... Dar nu există larva de găselniță, de fapt. Nu există așa ceva. Nu am văzut încă. Domnul Vezi, corpurile intră imediat în... Cum a venit căldura, așa intră imediat în activitate, corpurile, totul se duce la stupi, așa că nu prea e timp de... Apropo de rame, că m-ar interesa, dacă nu umblați foarte mult în cuiburi, la noi e nebunia aia, să schimbi ramele odată la 3 ani. La noastră nu prea se folosea chestia asta sau... Eu și acum mă chinui de, știu eu, cred că de 10 ani de zile să tot schimb ramele din corpuri, că și acum mai am rame însârmate, vreau să zic, nu pe faguri artificial, în cuib, știi? Deci, și să ținem cont că atunci când am venit eu în Canada, știu eu, 17-18 ani în urmă, de atunci am băgat numai plastic. Deci niciodată nu am băgat fagure naturale în stupi. Și gândiți-vă că încă mai am rame în cuiburi. Deci aveți rame de 17-18 ani, majoratul. Spun că cel puțin, ca să nu zic că ar avea vreo 25-30 de ani. Știi? Dar de ce nu le schimb mai repede? Mai păi ale. cum aș putea să le schimb? Știi, intri în ele, eu tot le, știi, când faci roi, bă, păi asta ar mai merge, că nu poți să schimbi tot business-ul odată, că rămâi fără rame, ce faci? Ai rame pe ele, te bagi în cuib. Rame da, necrescute. Când rame necrescute, da. Nu bagi în cuib. Când mă apuc să înlocuiesc rame, bag numai rame din caturile din corpul 3. Știi, alea care au fost bătute cu puiet de câteva ori. Și îți mai închise la culoare. Dar să bag foundation în cuib, dar de ce să bag? Ce fac? Lucian Drăgoi spune așa, Dorian a tratat porcul cu Horinca lui Nea Traian. Și Dan Margarit îți promite cum se pune să face bine, vine și te vizitează și te lasă fără porc, ți-l mănâncă. Păi, bine că mi-a zis ca să intrăm tare, să ne punem pe treabă aici. Nu mai găsește când ajunge. Dar mai aveți o bucățică de urs în frigider, așa că... Da, loc. Domnul Traian, apăsați pe microfonul ăla. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu Horica lui Nea Traian, că văd că nu are microfon în seara asta. Până un alt am eu o întrebare pentru domnul Dorian. Vă rog, domnul Mariș. Dacă folosește grate Hahnemann și între care corpuri? Asta e una, doi. Am auzit de la dânsul înainte, spun cu câteva minute, că extrage mierea din corpul 2. Și nu din corpul 2.
Nu din corp. Am spus că extrag din corpul 2? Cel puțin așa am dedus eu. Nu, nu, niciodată nu ne legăm de corpul 1 și 2. Că și eu am multe etajați și de-aia întreb. Nu, nu. Corpul 1 și 2 nu avem treabă cu el. De multe ori vreau să spun că nu știu dacă intru de două ori pe an în cuib. Nu am ce să caut acolo. Nici sau cel puțin nu la toți stupii. Și... Deci Grate Hahnemann o folosiți după corpul 2, nu? Nu o folosesc. Dan folosește gratii Hahnemann. Am folosit și eu. E mult mai ușor și cred că o să folosesc anul viitor pentru că o să mă ajute foarte mult la extracție când pe timpul ploios, rece, când nu mai merge anhidrida butrică. Dar de obicei nu o folosesc. Folosesc Bigo ăla sau cum îi mai... Spuneți cum îl cunoașteți mai bine, acidul. A, pentru... repelentul. Da. Așa ades, da. Da. Dorian, totuși, uite, Dan subliniază un secret. Dan Margarit, secretul numărul 1, nu băgați rame necrescute în cuib. Hai că vă spun eu secrete. Da. Păi, dar nu știu cine a venit, cine a întrebat. A întrebat de ceva sau care a întrebat dacă bag... Eu am întrebat, știu că nu bagi, dar vorba aia ți-am ridicat la fireu, cum să zic. Da. Gabi, ai microfonul deschis, vrei să spui ceva? Nu, și mie mi-au spus un alt apicultor să nu sparg niciodată cuibul. Pentru că spartul al cuibului merge în primăvară. Pentru albine înseamnă tot o frânare de creștere. Te bucur, da, uite, mi-a crescut rapid foița și mi-a făcut ceva. Și logica era, domnule, cuibul lor îl țin cald, au ei treaba lor, dacă au de extins, să se extindă, să construiască, dacă au de construit. Dar eu ne folosind același ram, deci am dadant și rama de jumătate în cat. Și mi-a spus, da. Nu mai spargi niciodată cuibul și are dreptatea lui. La vreme foarte cuibul. Cuibul nu se sparge cu rame neclădite și nici cu rame albe, din punctul meu de vedere. Rame deschise la culoare. Nu. Rame care să fie mai închise puțin. Mulți folosesc la noi concepția când deja se negrește rama, trebuie să o topești pentru că se umple cu germeni. Da, și se foiletajul ăla din interior unde a fost puietul se suprapune și devine celula mai mică și hai să nu intrăm în teoriile astea că la câte rame am eu de peste 20 de ani ar fi trebuit să nu mai am celule deloc. Uite, poate fi un secret, faptul că ai o albină mai mică face să fie mult mai harnică și mai spornică. Da, ca Olteanu, mic și al dracu. Nu știu dacă e așa, eu din experiența mea că am crescut un tip de albine, acum am alt tip de albine, mărimea albinei este în primul rând ține de genetică. Adică da. Aceeași celulă, aceleași lucruri, se vede o anumită rasă, avea albina mai mică, mai formă de vies, pe alta are mai bondoacă și mai groasă. Adică cu aceeași foiță, cu aceeași ramă am fost mereu. Dar se vede diferența de mărime din genetica albinei. Da, se vede, dar asta nu înseamnă să o spunem și pe aia dreaptă. Știi? Asta nu înseamnă că celula micșorată nu are contribuție la mărimea albinei. Da, are. Nu pot să spun că o albină care a eclozionat dintr-o ramă de-a mea de 30 de ani poate fi aceeași ca mărime dintr-o, mă rog, cu o albină care e eclozionat dintr-o ramă care am băgat-o acum 2 ani, știi? Deci și dezvoltarea, da, are efecte negative, dar nu atât de mari încât să mă panichez. Păi, poți să aibă și efecte pozitive, fiind celula mai mică, varoa nu mai poate să mai își facă reproducția corect, încetează reproducția lui și de asta nu ai varoa nostru, care deja deveni prea mare pentru o albină. Da, e și asta o variantă. Câți procesatori aveți acolo?
Da, păi sunt mulți procesatorii, dar întotdeauna... Poate ne mai trimite și nouă câțiva, că noi n-avem decât 4 marșitari. Da, păi trimiteți-mi era aici, să vedem ce facem. Nu, nu, dumneavoastră să ne trimiteți, că dacă ăștia pe praful, și invers, trimiteți-i la noi, nu noi la dumneavoastră. Secretul numărul 2, via Dan Mărgărit, sau îl citez, Dan Mărgărit spune: secretul numărul 2, niciodată nu spași cuibul și nu-l organizezi după mintea ta. Mulțumim, Dan. Corect. O întrebare, Doriană. La noi există concepția asta că la noi mierea e foarte, foarte ieftină la procesator, cu prețuri jenibile, jenante, oricum ar fi, foarte, foarte mici. Și peste tot în afară, apicultorii primesc foarte mulți bani pe miere. Cam nu, care sunt prețurile la voi? Pentru că eu gândesc că e piața mondială și nu ar trebui să fie un preț mare în Canada și foarte mic în România. Uite, nu, în momentul ăsta nu știu sigur. Prețul am înțeles că ar fi pe la 1,55 pe pound, dar aș vrea ca Dan să mă corecteze dacă a auzit vreun update despre prețul la miere. Deci, dacă facem un calcul, prețurile ar fi cam la fel ca și în România. Deci 1,55 pe pound, da? Da, 450 de grame. 453, nu știu cât sau cât o fi. Așa, dar diferența e că noi facem, ne axăm pe cantitate, nu neapărat pe preț. Ne interesează și prețul, bineînțeles că. Dar uite, niciodată, sincer, o spun cu toată sinceritatea, nu am ieșit niciodată pe minus. Întotdeauna am ieșit pe profit și am avut ani în care prețul, nu știu, cel mai mic a fost la 80-90 de cenți pe pound, acum nu știu câți ani, dar am avut și la 2,25 sau 3,5 pe pound, știi? Variază, niciun an nu e la fel, ca și la voi de altfel. Corect. La noi, după ce Ucraina a primit dreptul de a exporta în Uniunea Europeană fără taxe, adică asta fiind în 2014, în toamnă, prețurile sunt mai scăzute sau sensibil mai scăzute ca înainte. Dar la noi încă există foarte mulți oameni care își doresc cu 60 de stut, cu un camion, cu sceptică să trăiască din apicultură, ceea ce evident nu prea se mai poate. Da, nu se poate. Apicultorii trebuie să se axeze pe cantitate, să se bazeze mai mult pe cantitate decât pe preț. Știi că prețul întotdeauna fluctuează. Adică asta spun și eu, când încetul cu încetul ne împărțim. Cei hobbyști care, nu știu, țin 40 de stup, 30 de stup în grădină și cei care chiar vor să trăiască numai din apicultură trebuie să se gândească la un număr mult mai mare de stup decât acum. Da, normal. Da, asta e foarte greu pentru că sunt atâția cu stup de ăștia mărunți care fac pastoral, se duc, se plasează, se mișcă și ce faci? Tu stai în zonă, poți să... Da? Da, sunt și focare ambulante de boală, deci să nu o spunem. Oameni care se apucă de mâine de apicultură cu un camion luat, cu pastoral, habar n-au ce, după un an de zile. Am avut și eu un sat, după un an de zile, vezi camion abandonat cu albine în el. Aici și din astea. Și din păcate e o problemă la noi asta. În ultimii ani, datorită prețurilor mici și din cauza faptului că au venit și perioade mai... A venit an la rând, ani proști, ani slabi. Cel puțin la mine anul ăsta a fost un an slab față de anul trecut. Se mai aleg puțin lucrurile. Adică visul acesta de... Nu știu, am mers în Italia, am lucrat în construcție, am strâns niște bani, mă apuc de apicultură și... De acum o să trăiesc pe urma albinelor, minunat, începe să nu mai fie atât de comun cum era odată. Iar acest vis, din punctul meu de vedere, a creat multe deziluzii la vremea sa. Era o modă, la un moment dat să te apuci apicultură și faci afaceri generale, erau anunțuri cu profit garantat din primul an. Da, dacă trăiam acum vremurile de acum 30 de ani, da. Ar fi mers, dar în zilele noastre nu se mai poate face.
Și care e diferența de acum 30 de ani? Care ar fi lucrul pe care ar trebui să-l prindă, de exemplu, Răzvan Moldovean, dacă nu mă înșel, spunea întrebarea, trebuie să mă descurajez, să mă mai ocup de o apicultură, sau ce se întâmpla diferit acum 30 de ani față de acum? În primul rând, nu ne loveam de atâtea boli când a apărut varoa în zonă. Că ăsta ne-a distrus cel mai mult în ultimii ani. Nu? Când a apărut varoa, cam și uitat anul, prin 70 ceva, 80, pe acolo. Da. Și nu se făcea nicio agricultură atât de forțată cum se face și astăzi. Și mă refer la chimicale și la tot ceea ce... Atunci totul era mai bio, până și mierea, indiferent cât da, se chinuia. Da, ați văzut colegul, este în Delta, unde nu prea are atâta chimizare. Și surpriză da, asta nu înseamnă că nu i-a afectat, pentru că avem și noi curenți de aer, avem... Da. Și are și el varoa, are da, și el problema și... Problema este că nu mai secretă plantele cum se gretau. Gândiți-vă, cine se gândea să alcămul care e un mărăcine în mare parte să nu dea nectar. Deci e o chestie și a fost vreo 2 ani la rând să alcăm. Da. Și clima. Și mai e o chestie care, pe care lumea nu vrea să o priceapă. Am văzut mulți, eu am învățat apicultură de la bunicul, am crescut cu dalta în mână, da, dar a rămas la apicultura făcută de bunicul. Asta e ideea, că nu a vrut să intre în pas cu ce a fost, cu schimbările. Și dacă nu încerci să mergi înainte și cu tehnologia și cu modalitatea de lucru și cu baza materială și cu absolut tot, nu prea mai poți să avansezi așa de rapid. Bunica avea buduroaie și în practica dânsei stupul cel mai bun îl desfința și îl storcea de miere. Și trecea peste iarnă pe cei care erau mai slabi. Ăsta era modul de selecție pe care se făcea la vremea aceea. Da, dar nu se mai face așa. Acum nu mai putem să mergem pe buduroaia apoi. Nu se aude? Da, se aude. Așa, credeam că nu. Am închis eu geamul, strănutam și mi-am închis microfonul. Să cred că numărul 3, de la Dan Mărgărit, nu practica... apicultura lui bunicu. Foarte bun. Da. Gândiți-vă că bunicul făcea o selecție negativă. Practic, la tehnologia asta cu buduroaie, era selectată albina cea mai roitoare și cea mai slabă. Care era slabă în toamnă, cu puține rezerve, avea șansa să mai prindă un an. Care nu, cu pucioasă, era urâtă albina și... Știți care este marea diferență? Știți care este marea diferență? Bunicul putea să trăiască din apicultură. Da. De ce? Îl făcea, baza meliferă sau de ce? Că mierea avea valoare? Mierea avea valoare, îl ajuta și baza meliferă, nu avea atâtea toxine, nu făcea o apicultură bio fără să-și dea seama. Nu inventase chimicalele, se inventase sapa. Exact. Deci da, eu pot să vă spun din experiența mea în Valea Jiului, eu am în fiecare an scoteam câteva zeci de kilograme de miere polifloră, foarte gustoasă. De câțiva ani, să zic 5-6 ani, nu-i mai văd culoarea. Deci și nu, acolo nu se face nici stropiri, nu se face nici agricultură modernă, că e numai fâneață și pom fructifer. Și ceva mălai, ce să pune ăsta, porumb prin curți, ca să aibă, nu știu pentru ce. Și nu mai dă natură. Eu vă spun că la mine sunt 12 ani de când nu mai e polifloră. Și în fiecare an, anul ăsta mi-am lăsat 15 acasă, o tot aștept.
Eu anul ăsta am avut noroc că a fost ploios și oamenii care aveau lucernă n-au putut să o cosească la timp. Imediat ce apărea floarea o coseau și am făcut o leacă de miere acasă. Iar cei care erau la floarea soarelui, la polenizare, într-adevăr, n-au făcut mai nimic. Adică au făcut ceva, dar mai nimic în linii mari. Da, eu aș mai veni cu observație. Cred că nu este productiv pentru noi în România și ideea de a ne face măcele în pastorală. Și de multe ori se practică treaba asta. Se practică de nevoie, n-au ce face oamenii aia, că vă dați seama, nu-i deloc indicat să se le facem pastoral și foarte greu. Adică tu între două zboruri de orientare ale măcii din nucleu, tu trebuie poate să pleci sau alte lucruri, nu se respectă niciun calendar cum trebuie. Nu e vorba, dar nu poți să-ți păstrezi gena. Absolut. Da, asta e primul mare și cel mai mare dezavantaj. Apoi randamentul este foarte mic. Am făcut într-un an treaba asta și a fost o pierdere pentru mine ca și economie. Deci n-am avut un randament bun în perechiere, în tot ce a fost. Deci n-a pus și bine să ți se împerecheze, că, sau nici nu i-a pus să se împerecheze și trebuie să pleci de pe masiv. N-are farmec, n-ai optim. Nici ca cost și nici ca randament de împerechiere. Da. Din păcate, pastoralul este și o colecție de boli, o formă de a colecta tot ce poți să prinzi de peste tot. Eu vorbesc, este un subiect care la noi nu se discută, antibioticul, loca sau așa, dar vorbind cu oameni care fac pastoral, ceva de genul, băi, dar când ai avut loc, nu ești apicultor. Știu că o să deranjez pe unul și o să spună, băi, ești tâmpit, sui prostii și alte lucruri, dar vorbesc cu oameni așa, nu în public, că nu se vorbește la noi. La noi e o chestie care există doar în manualul, în cartea lui Ogradă Loca sau mai știu unde, și nimeni n-a avut niciodată, nimeni nu știe cum e aia, dar dorește să nu aibă. Și după ce, nu știu, stai la o bere cu un om mai în vârstă, mai așa, îți spune, știi, acolo când am fost la pădure aia am pățit, după 3 ani am mai pățit iarăși odată și am luat repede stupul, l-am pus în portbagaj la Dacia, la așa, l-am dus undeva și am dat foc ca să nu mă vadă ceilalți, tot felul de povești genul ăsta. Dar dacă pui întrebarea asta public, nimeni n-a avut niciodată loc. Și nimeni nu dă niciodată antibiotic. Ce e aia? Da. Eu am avut loc cât am fost în România. Da. Rușinos, pentru că mai lucram și la institut, așa că... Păi, da, vedeți, conform definiției înseamnă că sunteți apicultor dacă ați avut loc. Da, eram în pastoral, prin Bărăgan pe undeva eram și am văzut un stup care mirosea suspicios, dar bine, m-am dus și doi, le-am dat foc, efectiv, i-am închis la ordiniști, seara m-am dus și le-am dat foc, lăs cu tot. Dan spune, o dați pe selecție, aici e top secret, nu am secrete. Hai Dan, intră și fă-ne praf un pic cu selecția, că tu ești mai priceput în astea. Dacă ne spune Dan că are rasa X sau rasa Y, 3 zile astea se discută în România. Da, Dane, țineți să nu zici nimic. Iar dacă spune cumva că nu are carpatină, e de rău. Toată lumea are carpatină în România, că dacă spui că n-ai carpatină, vine Anezeu și suflă în ceapă. Măi, hai să fim serioși, nu vreau să zic, dar multe din punctul ăsta de vedere, dar indiferent ce credeți voi despre Dan, nu are nimic de ascuns. Și dacă v-ați fi uitat la filmele și la tot ceea ce v-a spus, cred că v-ați fi dat seama de chestia asta. Eu, de exemplu, am urmărit toate filmele dânsului și totuși au zis că mai are ceva care nu poate să spună că concurența îi cu ochii pe el. Nu, eu nu cred că are ceva de ascuns. Nu pot să cred chestia asta. Totdeauna a fost deschis, dar ideea e că indiferent cât ar spune, cineva
totuși se gândește că ar mai fi ceva care nu a spus. El a spus chestia asta că mai este ceva secret ca să fie așa un teaser pe următor. Da, exact, dar asta nu înseamnă că are secrete, nu. E foarte deschis, așa că... Uite, cel mai important, cel mai important secret l-a spus acum, îl citez. Eu am cior vopsite. Vezi, asta nu știam. Da. Da. Că eu am avut, nu știu dacă v-am mai zis, am avut aici un român, primul român care l-am adus aici la muncă. Deci am stat un sezon cu el, a plecat în țară și l-am trecut. Vreau să spun că am prins toate lucrările care, toate lucrările sezonului câte a prins el acolo. Și după ce a plecat, tot a început să-mi reproșez. Băi, Dorian, tu mai ai ceva, mă, care nu mi-ai spus, mă. E ceva ce ai făcut, n-ai vrut să faci și n-am văzut. Mă, dar și l-am ținut cu mine tot timpul. Că dacă nu i-ați dat cardul și pinul la card. Ce să-i faci? Da. Secrete nu avem, vă garantez că nu avem secrete. Totul am pus pe masă, am avut și românii, l-aveți și pe Traian acolo care a trecut pe aici și alții. N-am avut ce să ascundem. Da, dar Traian spune că spunea adevărul numai cine rezistă cât da el, așa că greu să ajungi la adevăr cu el. Auzi, dacă se lămânea Traian că bea, nu știu dacă amândoi, dacă amândoi am băut o jumătate de litru de horincă cât a stat el aici, dar n-am băut, pot să garantez. Așa că mă făcură la un computer, mi-l scoasele din us. Spune Dan Mărgărint, am spus aproape totul. Singurul lucru care nu am vorbit este cel legat de întreținerea albinelor. Sorry, top secret. Deci am avut dreptate, nu? Exact, exact. Despre a nu vorbit doar o arătat. Da, așa e. Poate nu a vorbit, dar a arătat. Dar eu pot să garantez că a spus 99,9% a spus tot. Totuși a mai păstrat câteva lucruri pentru momentul în care va intra în emisiunea Apicultura din România Live. Da, trebuie să-l aduc la mine, să-l îmbăt bine odată, dar chestia e că nici el nu prea bea, așa că nu știu ce am putea face. Poate reușesc să trimit în Canada o sticlă de hidromel. A, da, da, ar fi o idee. Da, n-a avut Lucia nicio șansă la cât de aștri au fost cei de la vamă cu... Ce din formația compact, să fie adus vreo o sticlă hidromel. Da. Andrei Călinescu vrea să știe ce părere aveți despre Buckfast, că l-ați folosit acolo. Nu mi s-a părut nimic extraordinar. N-am văzut o diferență în ce am eu și Buckfast. Mă refer la producție, că eu la asta întotdeauna aici abat. Eu mă uit la producție, nu mă uit neapărat la comportamentul albinei, să văd, își pune mierea își, în anumite zone ale ramelor, își face puietul pe nu știu câte rame, nu. Mi-e-mi dă să-mi dea miere și atâta tot. Ați încercat vreodată să produceți și altceva în afară de miere, să zicem polen sau? Nu. Nu am încercat niciodată, doar miere. M-am axat pe miere și atâta tot. Și cam toată lumea merge pe miere aici. Eu nu știu dacă am întâlnit vreun canadian pe aici care să colecteze polen. Din toți apicultorii care îi știu eu, sunt în zonă. Unii care mă simt de tot dator să vin aici
zicem, fără a intra în polemică cu domnul Mitrigan, dânsul spune așa, cea mai bună albină este albina datată la zona dată și sunt sigur de asta. Eu aș spune că cea mai bună albină pentru mine este cea care îmi împlinește nevoile mele. Dacă eu sunt specializat pe polen sau pe păstură, caut o albină care să fie bună la culesul de polen și de păstură. Dacă sunt unul care am nevoie de albină pentru roi sau pentru creșterea de măști, clar, caut o albină care este aptă să-mi facă mult puiet și mult albină. Da, dar aici se bate în cap cu chestia cealaltă. Trebuie să fie și adaptată la zonă pentru a face ceea ce facem, așa? De acord, dar nu aici doar... Aici e o chestie care trebuie doar... să se pute unul cu cealaltă. Exact. Deci nu doar adaptată, să împlinească și celelalte. Da, da. Poți să am o albină adaptată, dar să nu fie prolifică sau să nu fie productivă. Până la urmă... Albina e bună, e aia care îi place apicultorul sau mulțumesc pe apicultorul respectiv. Nu știu, dacă întreb care e cea mai bună mașină, unul o să-mi spună marca, altul îi place altă marcă, unul îi plac femeile slabe, altora femeile grase, fiecare are problema lui și e normal să fie așa, adică nu înseamnă că ăla e prost sau ăla e deștept sau ăla are de preț sau ăla are de preț. Până la urmă, pe banii lui, pe chestia lui, crește ce vrea el, așa e părerea mea, nu știu. Dar în principiu albina care e adaptată zonei e cea mai bună, a avut dreptate omul. Corect, corect. N-am spus că n-a avut dreptate, dar am venit cu o completare. Dan Mărgăriș spune, depinde de ceea ce vrei să faci. Eu nu pot vorbi de rău nicio rasă de albină. Pentru mine toate sunt bune. Diferența apare în modul în care, modul de lucru cu ele și scopul pentru care le răsești. Corect. Așa e. Da. Adică uite, eu, spre exemplu, nu locuiesc la stupină. Eu, albină roitoare, la sistemul de stupări care avem noi în România, așa, eu nu-mi permit, care genetic este mai roitoare. Pentru simplu motiv că știu ce însemna, fugeam de la servici, aveam câte o săptămână când fugeam aproape zilnic, mă suna cineva că m-a mai apărut un roi. Dacă nu era la mine, era la frate, mi-un roi într-un copac sau un alt copac și alte chestiuni. Ei bine, eu genul ăsta de albine nu vreau să mai țin. Sau la fel, fiindcă țin albine într-o zonă în care am și vecine, am alte chestii, primii albini care le aveam când treceam prin grădină la 10-15 metri în fața lor, uneori venea câte una și mă înțepa. Deci eu nu-mi permit acum o albină care să fie agresivă. Nu, diferențele dacă sunt mici nu e asta o problemă, dar o albină foarte agresivă. Aveam, când am fost la rapiță, veneau oamenii din jur să se plângă că nu pot să-și plășească ogoarele pentru că nu se puteau apropia. Era câteva ogoare în jurul locației respective. Adică sunt chestiuni care pentru unii poate nu contează, dar pentru mine contează astea. Uite, corect, domnul Mitrigan completează, nu știu ce rasă am, dar fac o producție de miere de 85 de kg pe staționar și de polen și roi. Foarte bun, felicitări! Domnul Mitrigan nu are hibrizi de floarea soarelui din România, încă. Pentru și nici la greu pesticidele care sunt aici. Tot ceea ce pot să spun e că îl ajută zona și albina care e adaptată zonei respective. Asta e corect. Asta e secretul. Și tehnica lui de lucru. Tehnica, da, și tehnica de lucru. Dacă ați veni în țară, ați face ceva diferit? În niciun caz nu m-aș apuca de apicultură. Te-ai ocupat de altceva? Ce anume? Nu știu, bănuiesc că m-aș pensiona. Că asta aștept, să mă pensionez și să vin în țară. Dar să vin în țară, să mă apuc de apicultură, nu. Și nu neapărat pentru că nu îmi plac, nu iubesc albinele, nu. Luați și doamnă să doiți tu și nu-mi place să mi se bage sula în coaste, cum am văzut la voi cu numere, deci să-mi scrii stupii, nu știu pe unde, să-i declar, să faci. Și aici nu mă întreabă nimeni cât stupii am. Nimeni nu zice absolut nimic. Asta cu declaratul e o banalitate, sunt altele mult mai... Păi
Toate câte sunt acum aici, nu mă întreabă nimeni nimic, fac ceea ce vreau, produc cât pot, merg înainte, nimeni nu-mi bagă sula în coaste și atât. O experiență a avut o Dan când o sunau la institut să întrebe de importat măști din Canada. Cam asta e atitudinea, din păcate, la noi. Sule sunt, nu? Da, nu e. Păi, din păcate, institutul nostru nu se ocupe de albine, părerea mea. Se ocupă de afacerea lor. Nu interesează absolut nimic, absolut nimic să vină, să pună, să învețe, să vină, bă, uite, asta ar fi mai nou, asta să faceți. Nu, interesează pe ei să-și facă plin. Vă spun eu, cel mai nou, dacă ar veni Dorian aici și ar face măți din ăla producție și ar pune reclama și stupul cu 10 caturi, cred că n-ar face față nici el, nici încă vreo 10 colegi care toată ziua și noaptea să facă numai măți. Uite, Dan spune că și dânsul ar veni, dacă când va veni în țară, va fi fără apicultură. Ai păcat. Na, uite, și Ghiță Șolcanul îmi întreabă ce face pălinca cu... A, veți face pălincă cu Nea Traian. Bun, poate fi o treabă. Da, da, facem echipă. Da. Nu, vezi, te-ai învățat aici să faci cam ce te doare capul în felul în care vrei să faci și fără să fii stresat de absolut nimeni și să vii în România și să-ți bage cineva sula în coaste, nu cred că... ar conveni nimănui, știi? Eu nu știu, aveți foarte mult curaj să faceți apicultură în România, pe cuvânt. Asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați de apicultură. Știi, nu o spun în nume de rău, dar eu nu aș face așa ceva. Apropo, eu când am zis că am primit 3 mărți la Dorian, vă păcăleam, iau carpatina. Da, foarte corect. Vezi că te, vezi că te închid ăștia. Ai grijă. Păi dacă vine Dorian, dacă vine Dorian să facă măci, n-are voie. Corect, el deține monopolul. Ce? Ideea e că nu-i problemă, îți trimitem pachete. Stai liniștit de ceva, nu te lăsăm la greu. Asta ai putea, Dorian, să faci măci în pușcărie acolo, nu-ți bagă nimeni sula în coaste, nu te stresează. Într-adevăr, nu-ți bagă sola în coaste. Da, asta e. Atenție, este o emisiune care nu poartă bulina roșie și eu voi asculta și doamnele și de ce nu și cei care au vârstă sub 18 ani. Așa că de ce bal dăm voie să spun, îți doresc să nu faci decât carpatină, fiindcă n-aș vrea, eu sunt specializat pe reeducare și n-aș vrea să fiu nevoit să vin să te am în grupa mea de studenți. Așa e, așa e. Eu când cu, toate că, cu toate că i-ar fi folositor chiar și acum. Apicultura. Domnul Ovidiu Bănaru vă întreabă, apicultura lui Ovidiu Bănaru, mă bucur că este cu noi aici, în salut. Domnul Dorian, ați folosit mască în Canada? Ce e ăla? Nu, cred că se referă la aciduformii. By the way, quick strip. Nu, n-am folosit acid formic. De fapt, hai să nu mint, am folosit o singură dată, dar foloseam, cum le zicem în română, niște pernuțe albastre, ca să zic așa, impregnate în acid formic, trebuia să le pun cu un inel deasupra familiei de albine, dar erau destul de mari. Așa, trebuia să izolez tupul cu tape de jur împrejur, să nu fie loc decât pe la urdinișul de jos și atâta tot. Nu, și atunci a fost singura dată când am folosit și vreau să spun că și acum le am pe undeva prin pe sus. Dacă vreți să fac o poză la chestiile alea, Traian le-a văzut. Nu mi-a plăcut acidul formic. Mai ales că, bine, poate am greșit cu ceva, dar mi-a cam omorât tot puietul din ultimul corp, chiar dacă l-am pus mai ridicat puțin.
Dan subliniază că dânsul folosește. Da, el folosește de ani de zile. Eu nu m-am axat pe el și nici nu vreau să mă bag. El are experiență cu folosirea lui. Nu vreau să mă complic. Dorian, eu când am luat primii mei 10 roi, am învățat să fac tratamente cu aciformic de la domnul inginer Luica Pavel. Și pe urmă, după ani de zile, am venit pe formic și așa mai departe. Și cred că pot să spun că a fost situații când am greșit, n-am respectat lucrurile care trebuiau și am avut pierderi. Dar e și puterea asta obișnuinței. Dacă ți este mai ușor să te obișnuiești cu un produs, pe urmă a fost greu să învăț să lucru cu varachetul. După care, na, am învățat și varachetul și nu e o problemă. De asta zic că sunt. Formicul pretinde anumite rigori vis-a-vis mai ales de temperatură și de concentrație. Da, da. Da, eu cedez ușor, vreau să spun. Uite, o să stau de vorbă cu Dan să vedem cam cum face el acidul formic. Bănuiesc că folosește absorbante din alea. Am să mai încerc o dată pe un lot să vedem dacă mă descurc, dacă nu, nu-mi prind mintea cu el. Uite, de exemplu, urmează și, din păcate, duminică o să am o temperatură optimă și asta nu pică deloc bine. În loc să fac tratamentul cu acid oxalic, tratamentul de Crăciun, o să fac un tratament cu acid lactic. Păi stai un pic, cine face tratamente de perioada asta? Să am înțeles în greșit? Nu, nu, nu. În Europa este destul de răspândit tratamentul de Crăciun, cum îi spun nemții, cu acid oxalic prin picurare. E tot un fel de colindat. În loc să colinzi pe la vecini, colinzi pe la stupi. Eu am făcut în ultimii 2 ani, anul ăsta nu am făcut, a venit, de obicei făceam în noiembrie sau decembrie, dar trebuie să prind o zi mai călduroasă când ghemul e mai respirat. Și anul ăsta nu am prins. Am mai fost la stup, acum că mi-au răsturnat ponei un stup. Și el l-a răsturnat, l-a pus taicul la loc, am văzut că chiar e ok, deși are ramele mișcate în interior. Nu a fost pamează, nu a fost foarte frig și pare a fi ok. Dar în rest nu prea merg la stup iarna, dar în fiecare an făceam chestiunea asta în ultimii ani. Secretul numărul 4, domnul Dan Mărgărit spune: folosește un medicament atât timp cât ești foarte bine informat, nu tratat după ureche. Mulțumim frumos! Exact! Păi de asta nu folosesc eu formii. Aveți avantaje că nu prea mai aveți sârmenii. Plasticul nu-l afectează. Da, da. Da, devine amuzant treaba cu sârmele, că foarte mulți spuneau problema, dumne, dar îmi va distruge sârma de pe rame. Dar ramele alea să fie cu iertare, cândva se reforma, așa te ajută mai mult să le reformezi mai repede. Plus că sârma în general la noi e de inox, adică nu prea văd de ce cineva s-ar lăcomi, adică nu știu, eu un rolă de sârmă de aia de un kilogram mă ține mai mult de un an. Adică nu cred că e atât de mare investiția să folosești totuși sârmă de inox, dacă chiar te interesează problema asta. Nici eu nu folosesc formic, nu din cauza să folosesc inoxul. Gabriel, cred că pentru tine e adresată întrebarea asta, nu pentru Dorian. De la ce temperatură se poate face tratamentul cu acid oxalic? Cel prin picurare, preferabil este să fie ghemul respirat, dar să fie albina în ghem. Adică undeva de la 6 grade, dacă ai puțin soare după amiaza, în sus. Până la 12 grade, depinde cum e ziua respectivă. Am citit pe un site de la finlandezi, ei recomandă cu acid oxalic de la minus 2 grade la plus 2 grade. Cu concentrație de 37%. Deci un kilogram. Un kilogram. Tratamentul clasic e de 35. 3,7, nu 37. 37 de grame la. Nu. Deci așa e rețeta.
un kilogram de zahăr, un kilogram de apă și 70 sau 75 de grame de acid oxalic. Iese 1,6 litri de sirop. Asta înseamnă undeva la vreo, grosso modo, vreo înseamnă 45 la mie concentrația asta. Adică puțin mai tare decât ce folosim noi în mod obișnuit. Adică un kilogram de zahăr plus un kilogram de asta, cum se spune, de apă, înseamnă cam 1,6, nu mai știu exact, da, litri. Tratamentul ăsta îl fac la sfârșitul lui decembrie, începutul lui ianuarie. Da, treaba lor, mă rog. Domnul Damăr Grei spune, formicul în general toamna sau în cazuri foarte speciale în timpul culesului. Este singurul tratament aprobat folosit în timpul culesului. Păi nu știu la noi cum poți să-l faci la temperaturile alea scăzute când... La noi problema la formic este dimpotrivă temperatura foarte mare din timpul zilei și da, asta e problema. Eu la formic nu mă pricep, n-am dat niciodată, chiar n-aș vrea să vorbesc despre asta, când am făcut, nu știu. Așa am auzit și eu rețete, cum fac alții, cum nu fac, dar nu despre ce nu am făcut și nu am explicat, nu vreau să mai auzi, știi, cum au colegii că luau mâncile din iapă. A, se creează și multe informații. Eu consider că dacă n-ai o ventilație bună, poți să-ți o fură de tot cu formicul. Hai să revenim la al patrulea secret al lui Dan. Dacă nu ești bine informat, nu folosi un tratament. Corect. Ba nu, tratează 10% din stupine. Cât îți permis să pierzi, poți să faci experiente. Dorian, tu ți-asumi experimente sau rămâi pe rețeta de succes pe care o ai? Nu mă mai complic cu experimente, sunt mulțumit, cred că am experimentat destul. Am ajuns în punctul în care, sincer, nu mă prea interesează nici experiențele altor, știi? Dar, nu, atâta timp cât sunt mulțumit cu ceea ce fac și ce am, de ce să mai încerc și altceva? Dacă ar fi ceva care să recomanzi într-un mod expres colegilor noștri din România, ce ar fi să le spui? Cam greu. Ce aș putea să le spun? Nimic în mod deosebit, cred că. Multe au fost spuse deja în discuția pe care am avut-o, știi? Sunt de acord să nu spui cele două secrete care noi le-am stabilit că rămân nespuse. Da, bineînțeles. Mulțumesc. Dan Mărgărit spune, dacă nu cunoști ceea ce faci, mai bine să folosești altceva. Și sublinia că tratamentul formic este, în opinia adesului, un tratament foarte pretențios. Este, trebuie să ai experiență să-l folosești, știi, dacă eu am văzut-o pe pielea mea. De acord. Dacă mai sunt întrebări sau completări, sau de ce nu, care ar fi următoarea temă de dezbatere? Păi, secretele emisiunea viitoare când vine Jnea Dan, știi, să fie împreună. Dar nu, atunci cred că deși vor fi ocupați de a savura porcul pregătit de Dorian. Da, sper să-l consum până vine el, asta sper. Aha, și atunci vă apuca să pregătiți altul. Vedem noi ce facem. Referitor la vetrele fixe care le aveți acolo, puteți să mergeți oriunde sau... Aveți vetre alocate de asociație, de ceva? De... Avem
vetre alocate de fermieri. Ai mers cu fermierul, bine, mai întâi te orientezi, găsești poziția care îți place, te orientezi în zonă să vezi ca nu cumva să ai și alte locații să deranjezi vreun apicultor, vorbești cu fermierul, bați palma cu el și dacă zice el că e ok, ți-ai montat stupii acolo și gata. Nu avem noi legislații de genul ăsta. Principalul e să nu te bați cap în cap cu vecinul apicultor, cu vecinul apicultor, nu cu altcineva. În rest poți să-i așezi unde vrei, atâta timp când nu deranjezi. Domnul Da Margarit, eu recomand mai multă apicultură și mai puțină poveste. Și tot dânsul vine puțin mai jos, eu întreb, unde sunt secretele? La el, la Dan. De-abia așteptăm da, să da, le... Da, 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 ți-ați reușit-o. De-abia așteptăm să ne împărtășească. Da. Secretele sunt la oameni care caut o explicație sau un vinovat pentru nereușitele lor. Acei oameni vor spune, cel care a reușit sigur are vreun secret ceva, cel care îi mor albinele, îi roiesc în toamnă și mor în iarnă, sigur s-a întâmplat o extorsiune de angajamentului, n-aiba știe ce, orice, mai puțin faptul că trebuie să recunoască că nu și-a făcut treaba și familia a plină de păduc de cele mai multe ori, și chestiuni de genul acesta. Și atunci spui că da, ăla care nu are problema asta are un secret. Dacă la tine în familie sunt slabe și la vecinul sunt puternice, nu numai că are un secret, s-ar putea să fie o întreagă conspirație. Are albini de alea care îi fac furul de la ale tale, are orice posibil. Dar mi-a furat dacă ramele cu puiul peste noapte. Da, dar nu numai asta. Vin albinile lui, care are rasa cu tare și vin și fur de la alea mele și a mea erau bune până să apuce să le jefuiască astea lui. Sau tot felul de povești, vezi, deci tot felul, până și ultrasunete care afectează albinile și orice, numai să nu spui, da, hai să mă pun puțin deoparte și să mă gândesc oare unde am greșit, oare ce nu am făcut. Și atunci este mult mai ușor și liniștitor pentru tine să aibă, nu știu care un secret, altul să ai vreo șmecherie și tot așa. Dar tu nu ai găsit niciodată nimic. Mare majoritatea apicultorilor care au o problemă, nu e din vina lor. Niciodată. Uite, domnul Adrian Istrate spune, la cât de bine arată flecile de porc, nu cred că o să mai ai până la Crăciun. Iar Dan vine în continuare, nu-mi place să mă repet vis-a-vis de discuțiile anterioare, am spus că nu mai am folosit antibiotice și fumagine de 4 ani. Iar domnul Adrian Istrate te sublinia, te striga în chat. Doriane, probabil era referința la flecile alea de carne de porc. Da. Las că ne auzim mai târziu, Nea Adrian. Apropo, nu am reușit să ne auzim pe 30 în contextul respectiv și conjuncturile respective. Au fost foarte bine motivate, dar dăm voie să pun acum întrebarea, Dorian. De câți ani ești plecat din țară? Și cum în contextul acesta de diasporă îți păstrezi starea aceasta de, și spiritul acesta românesc? Sunt din 2001. Sunt pe tărâmurile astea pe aici și... De ce să spun? Mie nu mi-e rușine că-s român. Sunt român, mă mândresc, nu sunt ca cei plecați și ca mulți dintre noi care au plecat și spun că nu vor să recunoască că-s din România. Mi s-a întâmplat chiar și aici, știi? Cineva trebuia să... Un român de-al meu vrea să mă prezinte la un restaurant, unui patron de restaurant, că prieten bun, un grec, și îmi spune, băi, vezi, să nu-i zici că ești din România, zici tu că ești din Noua Zeelandă. Și stai mă puțin, cum așa, băi, eu sunt gheaur, mă, sunt român, nu mi-e rușine. Da, dar nu știu de ce, mulți se feresc să spună că-s români, știi? Îmi place România, îmi place tradiția, ne păstrăm absolut români,
în totalitate, gătim românește, trăim românește, gândim românește. Asta e, suntem români și suntem mândri. Știi, să nu... De asta că m-am și gândit la chestia asta, știi, mi-ai spus tu atunci cam ce aș putea să spun, știi, care, cum, felul de cum gândim noi românii care suntem plecați. Stai puțin că eu nu pot vorbi în numele tuturor, știi, atâta timp cât alții nu vor să recunoască că mai sunt român sau nu mai vorbesc nici românește și nu datorită faptului că nu mai știu românește. Ce? Eu am o mică experiență de viață în Madrid și unul din lucrurile pe care l-am observat, mulți intră într-o stare de genul acesta de enclavizare, rămân în comunități închise românești și nu relaționează cu comunitățile și culturile respective în care s-au implantat. Și asta vreau să știu la voi, relația cu comunitatea canadiană, cu cultura canadiană, este una închisă sau este una deschisă? Sunteți o comunitate de români acolo? Sunt relații strânse, sunt relații deschise? Noi ăștia de peste baltă niciodată, sau cel puțin din punctul meu de vedere, niciodată nu o să fim pe aceeași lungime de undă cu cei de aici. Pentru că noi suntem crescuți și educați într-un fel, ei sunt în alt fel. Da? Da, avem o comunitate... Cel puțin eu aici am o comunitate de români la vreo 250 de kilometri. Nu sunt așa uniți cum ar trebui să fie. Mulți dintre ei că discutam. Deci spun așa ca chestie, mă întâlnesc cu unul, băi, știi că eu era șofer pe taxiu. Așa, am avut în România moară, am avut business, am avut nu știu ce, că trăiam bine pământuri, dar am venit aici și m-am stabilit aici. Unul l-a întrebat, mă, stai puțin tu, ți-ai vândut tot ce ai în România să vii aici să trăiești dintr-o meserie de taximetrist? Și unul i-a spus, băi, tu ai venit aici pentru că mureai de foame ca și mine, ca să spune că am venit de foame până la urmă, nu am venit că... din alt motiv. Am venit pentru un trai mai bun, pentru că acolo am simțit noi că nu ne putem descurca. Am toată aprecierea pentru românii care sunt în țară, se descurcă și pot să-și facă un nivel de trai acceptabil și da, tot respectul. Eu unul nu am putut și nu mă pot mândri cu asta. Dar... fiecare își face viața pe unde poate, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm de unde am plecat. Știi? De acord, da. Pentru că, să fim serioși, dacă am fi reușit dintre toți românii ăștia care sunt plecați prin toate colțurile lumii, dacă ar fi putut duce o viață decentă în țară, nu ar fi plecat. Și sunt convins că la marea parte din ei le pare rău că au plecat din țară. Știi ce mă surprinde, Dorian? Uitându-mă și la tine, uitându-mă și la ceilalți, eu mă uit la patronul la care am lucrat în Madrid. A plecat din țară, a fost un om simplu, nu avea liceu, am lucrat mecanică, pe lângă mecanică la serviciu a făcut amenajări interioare și a ajuns să-și dezvolte o firmă. Și am lucrat pentru dânsul în diferite ipostaze, și necalificat și pe specialități, nu în construcții. Și îl întrebam, la un moment dat, te-ai întoarce în țară? Și la ce să mă întorc în țară? Eu aici sunt respectat, aici am un business. Nu este ușor, dar când vin și lucru, fie că lucru cu spaniol, fie că lucru cu altcineva, lucru și ne stimăm, ne respectăm. Dacă mă duc în țară, sunt un nimeni. Așa e. Asta spunea omul. Trebuie să iau de la capăt și nu știu dacă am aceeași șansă pe care am avut aici. Da, are dreptate, pentru că nici eu în România nu am avut șansa pe care o am aici, pentru că nu mi se respecta munca, cu toate că, indiferent cât de mult zădeai silința, adică nu aș minți dacă spune că nu-mi respecta munca, pentru că, sincer, am lăsat loc de bună ziua, indiferent pe unde am fost. Bine, numai la institut am lucrat. Dar, vezi, nu puteai să mergi înainte, asta e. Fiecare om vrea să se dezvolte, să facă un pas
în față, știi? Nu să bată pasul pe loc. Eu asta făceam în țară. Băteam pasul pe loc și nu sunt genul. Da, Dan subliniază ultimul secret. Când ceva nu merge bine, nu ai rezultate, nu da vina pe, niciodată pe Albina. Uită-te prima dată în oglindă sau uită-te în oglindă pentru prima dată. Da, păi asta discutam noi, o spunea cineva mai ceva minute în urmă, un coleg, nu? Da, Tony Alexe, unii vor pleca în Franța, este adevărat. Se întâmplă și treaba asta. Chiar dacă nu-i comod, chiar dacă nu-i plăcut, trebuie să facem și pe asta. Pentru noi e bine că înveți lucruri noi, vezi lucruri noi acolo, mai aflăm și noi de la tine. Da. Că generat toată sinergia asta și tot amestecul ăsta aduce și ceva bun. Am și un proiect, clar, în primul an am spus că nu mă voi implica cu aceeași entuziasm și pasiune ca până acum în apicultură, fiindcă așa am promis familiei, dar ajungând acolo nu înseamnă că nu voi relaționa cu comunitatea de români, mai ales cei care fac apicultură acolo. Și dacă suntem pe aceeași lungime de undă, îmi doresc să înființăm un cerc apicol în care să ne cunoaștem, să relaționăm, să facem schimb de experiențe, a da fiecare ce are bun din propria lui experiență și mod de lucru acolo. Și poate cândva o să împărtășim secrete din Franța, dar întâi să ajungem acolo. Așa că o să fiu mai aproape de Dorian. Hai să te gândești că Europa e mică. Câte e Canada acolo de mare, Franța cu România și cu ce între ea, micuță. O să fiți mai aproape cu o oră. Da. Aș vrea să spun și eu ceva de români și de România, dacă e permis. Vă rog frumos, domnul Mareș. Prima dată, da, fiica mea, datorită ei sunt aici. Ei sunt o comunitate de români, dar interacționează și cu cei, să zic, local de aici. Că aici nu poți să spui local, că sunt mexican, că sunt armeni, că sunt toate națiile. Și are colegi chinezi, indieni, nu mai știu ce mai are pe acolo. Și au avut o delegație acum de români și trebuia să se prezinte. Și zice, my name is Raluca. Aia lați după discuție, zice, au venit la ea să vorbească, să vorbească în engleză. Zice, hai, nu mă luați așa, că eu sunt român. Nu. Deci aici își păstrează foarte bine, să zic așa, statutul de român. Chiar am fost acum la sâmbătă, la, nu, duminică, am fost la biserica noastră acolo ortodoxă, era hramul bisericii, era ținut de Sfântul Andrei. Și unul dintre români, când ne-am pozat, a scos un steag tricolor. Și, deci e mândria asta, dar mă rog, la toți le pot să spun că le pare rău că au plecat, au fost nevoiți să plece din cauza condițiilor, că ei plecați acum. Da, dar țara tot aceea, poți să întoarcă oricând. Da, s-ar întoarce, dar la ce? Asta e discuția lor. Cum adică? Pentru un concediu, pentru ce? Își mai vizitează prietenii, rude, mai vede casa bătrânească dacă o mai găsește, dacă n-au demolat-o altfel. Atât. Dar rest... Și nu-i de... Au fost mulți după care... După ce stai câteva ore în vamă, vă spun eu, încep să apreciez cum stați voastră în state sau cum sunteți în Canada. Nu e o plăcere, vă spun eu. Eu pentru copii, da, că ei țin acum pentru viitor copiilor,
nu o să se mai întoarcă în țară, e clar. Pentru că cei care au fost, care s-au întors, s-au încercat, au stat câțiva ani și iarăși au venit înapoi. Că sunt cazuri. Dar sunt care s-au întors și le merge bine. Au început business-ul cu... Domnul Mare, și dumneavoastră de ce vă întoarceți în țară periodic? Pentru că mie nu-mi place aici. Foarte clar. Nu e viața mea. Nu e ce... În ce am trăit. Nu simți. Eu, nu, ce să spun, nu sunt nevoit financiar să plec și nici să mă realizez. Dar sunteți fericit că veniți acasă și asta e important. Da, păi, nu, da, am și o cabană, am și un apartament, mai am și ceva terenuri pe la țară, moștenire, care trebuie să le vând la preț de nimic. Dar mă interesează activitatea asta cu Albina, asta nu știu, nu pot și nu pot să renunț la ea. Soția urmărește emisiunea Reluare? Nu, nici să nu audă de Albine. Apoi asta era, că cabana și alte lucruri se preteste, dar vă întoarceți la Albine. Și fac pastoral, merg și dorm în cort. Nu. Și îmi place, bă, descurc cu mâncarea în câmp, nu simt, așa, simt că trăiesc. Iarăși, din experiența cu, asta vreau să zic, o completare la spartul cuibului. Eu obișnuiam, în fiecare primăvară spărgeam cuibul, băgam o ramă cu miere descăpăcită aproape în mijlocul cuibului. Cam la începutul lunii aprilie. Deci aveam rezultat. Aveam rezultat. La Salcâm deja atât era de dezvoltat că urca în pom. După Salcâm rupeam la bot și în prostie. Dar era dadant jos pe 10 rame și sus 3 sfert. Aveam un corp, două corpuri. Dar atunci, acum poți să-i faci ce faci, că tot nu mai are dezvoltarea aia. No. Și aceeași albina a mutat-o în multietajat. Se dezvoltă bine, nu roiește, Doamne feri. Eu n-am mai întâlnit să-mi roiască. Chiar dacă... E vorba de vitalitate și de cules ce avem noi acum. Am fost la rapiță, s-a dezvoltat o... tras boci, dar de schimbare liniștită. Nu am întâlnit eroire. Au început să tragă la Salcâm, boci mai multe, dar imediat le-au și lichidat. Singur. Deci, părerea mea, spațiul ăla e sfânt. Dă-i spațiul la albine că se duce. Și asigură-i căldură. Iarăși de boli. Am avut de două ori loc european, tată de vecini. Și n-am omorât nicio matcă, n-am ars niciun stup, le-am tratat cu asta, cu teramicină. Am încercat cu sirop, nu l-o tras, am încercat să le prăfuiesc cu micocidin, sau ce praf era atunci al găseam. Și am aplicat tratamentul meu de șoc. Le-am stropit bine cu sirop, cu teramicină și le-am prăfuit cu zahăr, pudră cu teramicină. După 3 zile am uitat la ele, erau strălucite tot, n-am mai găsit loc deloc. Nici n-am mai avut în anii următori. Deci, cine are, poate să încerce tratamentul că funcționează. Dar bineînțeles, teramicina a mers la o
bijuterie și am cântărit să știu câtă pun la fiecare. Deci nu am dat doză mai mare. La noi există acum pliculețe cântărite și practic îți cântărești zahărul, că pliculețe sunt la inclusiv la gramaje mici, adică dacă vrei să faci o doză mai exactă, nu asta ar fi problema. Eu am fost anul ăsta la cineva care avea locă europeană, era foarte speriat omul, începător, și avea la acei stupi, erau puțin poziționați prost, avea câțiva care chiar stăteau într-o zonă din aia foarte umbrită, umedă și umbrită, și acolo avea problemă. Deci la acei stupi avea problema asta, i-am zis și eu tot aceeași chestie, am întrebat și de alții, făcuse pudră din zahăr cu, cum se cheamă, din zahăr cu oxid tetraciclină, exact nu mai știu ce a făcut după aceea. Dar asta ce am observat era, se vedea o corelație între cei care stăteau în zonă umbroasă, umedă și aveau, și ceilalți n-aveau, care erau mai la soare, mai erau și în zonă umedă și foarte aproape de pământ puși cumva. Eu nici n-am știut că am loc, nu m-am văzut că nu se dezvoltă primăvară. Și tot descăpăceam la miere, că eu totdeauna țin rame cu miere de rezervă. Și nu se dezvolta. Aveam săptămâna asta 6 rame cu puiet, săptămâna viitoare aveam 5, 4. Și a început de la 1. Dar nu am știut. Și la un moment dat l-am chemat pe vecinul de lângă mine. Zic, mă, hai și te uite la mine, nu știu ce se întâmplă. Mă, zice, eu am văzut că tu tot descăpăcești la miere, dar zice, am zis că nu cumva să fac furtișac. Dar nu s-a întâmplat. Să uită, ia un pai, bagă într-o celulă, zice, să știi că ai loc europeană. Și am început tratament. Dar, mă rog, după tratamentul ăsta șoc toate mărcile, bineînțeles că au fost schimbate liniștit, dar n-am pierdut nicio familie. Asta a fost datorită faptului că la un vecin zice, mă, dăm niște rame cu puiet și nu știu ce. Bine, du-te, ia-ți, că eu n-am timp să umblu la ele, ia-ți, și mi-a dat rame de-a lui. Și m-a făcut. Mie un bătrân de la care am avut de învățat multe și e ca un fel de mentor pentru mine, așa, când am ocazia să stau cu el, îmi spunea că loca europeană, și la el apelezificată când am o nelămurire sau o problemă, și îmi spunea că loca europeană e mai degrabă o boală a stuparului decât a albinei. Pentru că ține de modul în care ții albinele, spunea că, printre lucrurile care mi le amintesc, niciodată de la o familie moartă să nu pui rame la o familie care a trecut peste iarnă. Dacă a murit în iarnă, topește, le faci ce vrei, dar nu le pune la o altă, că spunea el, poți să ai o boală și să nici nu știi că o ai acolo și nu faci decât să o perpetuezi și să o bagi la alte familii. Asta era una din chestii care mi le amintesc acum. Nu mai știu exact care erau. Iarăși, când populezi nuclee sau ceva, să nu jupoi o familie de albine, să-i lași cât se poate acoperi totuși cuibul, adică scuturi o ramă, două, dar nu te apuci să scuturi la una jumătate din albine, că acolo faci probleme. La roi să fie bine îmbrăcați cu albină când îi faci, ca să nu rămână tot puiet neacoperit. Chestii genul ăsta. Și spunea că în momentul în care faci greșel când nu trebuie, o să vezi consecințele și una dintre ele este loca europeană. Ei bine, la mine loca europeană eram sigur că e de la ăla, pentru că în anul următor am aflat că el, lui de fapt, i-a murit familiile din cauza de loc. Deci... Și ăsta de care zic eu, cumpărase niște roi cu un an înainte, un roi în toamnă avusese probleme, în august, în toamnă avusese probleme și murise peste iarnă, pusese ramele din alea morți ca să dezvolte după aia pe ceilalți în primăvară și se legau cumva lucrurile astfel. Dar chiar și așa, deși a pus rame mai mulți, care erau la umbră, aia au avut și s-a văzut. Nu știu cum exact, nu,
nu mă pricep. Eu m-am îngrijorat deloc când am auzit povestea asta, când m-a chemat omul ăsta. Și iarăși am mers anul trecut, prin decembrie, să-mi declar stupii, să fac procedura asta de obținerea codului de stupină și alte chestii. Și agentul agricol de la primăria din comuna în care am stupii mi-a spus, știi că este locul la noi în comună. Îmi pare rău că n-am stat mai mult de vorbă atunci cu el, pentru că era și foarte grăbit. Dar mi-a spus, da, nu știu, dar n-am stat la discuție. Și după aceea și m-am gândit, băi, dar rămân fără stup, cine știe ce se poate întâmpla. Dar așa, în general, când întrebi pe oricine, nu a avut, nu știe, n-a cunoscut. Cam asta e. Dan Mărgărit spune, secretul, nu aplăta stupii în locuri joase și umede, asigură-te că au o ventilație corespunzătoare la familie. Apoi îi se adresează lui Dorian. Dorian, ești pe fază. Păi, Doriane, cum rămâne cu secretele? Văd că numai eu. Hai măcar cu secretul de pălincă. Ăla e secret, că de-aia se cheamă secret. Și top secret. Sau ultra secret. Păi, uite, dacă Dan Mărgărit vine în emisiune, eu promit că îi voi împărtăși din secretele hidromelului. Și dacă ar fi aproape, i-aș trimite să probeze. Da. Apropo, știți care sunt beneficiile ca a hidromedului ca remediu? Mi-e rușine să spun. Am primit o dată o sticlă de la Relu Cojocar, la prietenul nostru. Și într-adevăr are niște efecte, dar nu sunt discutabile. Adică de bine sau de rău, vreau să spun. Doriane, de foarte bine, și la doamne și la bărbați. Deci așa, de da, foarte bine. Asta vreau să spun, foarte bine. Dacă e de bine sau deci, de rău, măcar atâta lucru. Deci este un lucru serios. E un ajuvant sau un remediu, mai ales în ceea ce privește frigiditatea și problemele astea de intimitate în cuplu. E fantastic lucrul ăsta și folosit des. Ca... Uite, deja un coleg a plecat. Păi s-a rușinat. Și vă spun eu, dacă deschizi sticla și bei un pahar, sigur o vei termina. Deci e plăcut, e așa. Deci dacă ai deschis o sticlă de hidromel, nu o să o lași nebăută. Garantat. Acum depinde ce fel de hidromel faci. Să știi că sunt rețete care îți fac un hidromel, ți-am spus, în zona de remediu, și sunt rețete care îți fac un hidromel în care dacă bei un pahar, aștepți puțin și îți încurcă limba. Depinde. Aș avea o rugăminte la Gabriel, dacă e amabil. Prin dumneavoastră, domnul Ionel, să-mi dea numărul de telefon, aș vrea să schimb câteva vorbe așa, în particular. Da, cum spune, evident. Aș putea să-l dau și public, da? Nu. Nu, dar îl spun, n-am nicio problemă, spun și public. 0745 40 8800. Nu, un pic să iau ceva de scris. Adică, vi-l scriu în chat. Da. Ziceți acum. Da, 0745. Da. 40 8 8 00. Deci 745 40 8 800. Da. Aveți WhatsApp, nu? Am și WhatsApp, am de toate, da. Numai așa pot să vorbesc de aici. O să vă, o să vă contactez. Da, vorbim oricând. Pentru cei care vor să dezvolte puțin cultura în zona efectelor hidromelului, istoria spune,
istoria cumva, spune hidrobelul, licoarea pe bază de miere, de albine, era cunoscută încă din antichitate și fiind considerată în general un leac împotriva bătrânirii. Băutura are, își are o bârșie probabil în Babilon, cunoscându-se de acum 4.000 de ani. Faptul că este o băutură sau cunoscută ca băutură divină, care are capacitatea de a vindeca răni, de a spori pofta de mâncare, precum și de a elimina impotența. Și mai sunt alte site-uri care fac alte completări. Dar mă opresc aici și provoc colegii să ia în atenție de beneficiile numelui. Până la urmă o să scadă prețul la hidromel, că atât o să fie să... Domnul Marius, eu nu știu dacă sunt mai mult de 10 producători de hidromel în România, pe care eu știu. Eu n-am reușit să gust, cu toate că în tinerețe știu că se vindea la ceva magazin, nu mai știu. Când eram la școala profesională, după, știu că era hidromel, la magazin Apicol, dar n-am reușit să gust niciodată. Da. Așa, să vedem dacă mai sunt întrebări adresate lui Dorian. Decebal, Gabriel, domnul Marius, dacă mai aveți întrebări pentru domnul Dorian, pentru invitatul serii? Nu mai. Din păcate n-am putut să ascult toată emisiunea, toată oportunitatea care mi-a lipsit, nu știu. Din expunerea dânsului. Da, tot despre albine. Da, hai să întreb dacă e adevărată ipoteza aia, pentru că în Canada ziua e mai lungă și de aia se dezvoltă albinele mai puternic. Vara. Acum se aude că oprise microfonul? Acum se aude, da. Da. Pe timpul verii și în România aveți ziua mai lungă. Păi nu știu care ar fi marea diferență. Dar cred o chestie, că albina noastră iese ceva mai devreme la zbor decât ar ieși în România pe timpul culesului. Și după amiază, de exemplu, când, sincer, când e cald așa, călduri mari nu avem pe aici, în timpul, în miezul zilei, dacă avem un plus 28, 31 de grade, 31, 32, nu vezi albina zburând prea mult, dar în schimb o vezi dimineața și seara. Dan răspunde și dânsul, domnul Dan Mărgării spune, eu zic că este fals. Anu, povesteam eu ceva cu el pe chat de inseminare. Ah, ok. Eu am luat-o în contextul întrebării. Eu acum pot să spun că am avut și probabil mai am ceva backfast, într-adevăr. Aia la pleacă dimineața de vreme și vin seara pentru nierică. Asta confirm și eu. Și iarăși, la Urdiniș, mult vreme ținut mai multe rase în același loc, la Urdiniș, primăvara, la backfast, polenul se vede cu ochiul liber, când te uiți cum vin dimineața, mult, mult mai mult polen aduc. Asta ca o diferență așa vizibilă, care se vede ușor la orice comparație. Dorian, tu ai întrebări pentru noi? Nu. Ok. Că Nea Traian nu mai este să ne dea rețeta de Horin, că a plecat, probabil trebuie să fie la pălincie. Și nici n-a spus lucruri, că nu i-a mers microfonul.
ca să spună ceva. O să dea dânsul explicații după aceea. Dacă chiar interesează Pălinca sau Horinca sau cum. Aia... Apropo de o chestie, deci eu fac pălincă din miere și mere, cum am făcut acum ultima oră, și l-am avut pe Nea Traian aici, maestru principal, el s-a ocupat de tot. Și când gusta din borhotul ăla, din așa, spunea, păi de mine, păi ăsta e hidromel adevărat. Da. Era un cidru. Da, era un cidru mai degrabă. Apropo... Da, era foarte bună la gust, avea dreptate. Da, am primit, în afară de a degusta la Iași când am fost din hidromelul Lurelu Cojocaru, am primit de la Lucian Iluț două mostre de hidromel. Și unul avea, ca să-l citesc pe Lucian, gust de vinobere. Iar celălalt era o altă aromă, cu tot mai suav, mai clar. Dar primul, fiindcă a fost cu ceva păstură și cu polen, avea un amestec, nu știai să-l pui, că-i bere, că-i vin. Na. Și se pare că genul acela de vinobere era foarte mult folosit de daci. Da. Dan Mărgărit răspundea că este adevărat că la noi sunt provinciile cu cele mai multe zile cu soare pe an din țară. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, domnul Mare și domnul Florian. Și undeva eu am mai citit că ar avea influență asupra albinelor și fluziile solare. Chestia asta nu știu. Poate ne zice Dan. Am trenat într-o discuție cu Decebal pe partea de seminar și de inventar de seminare. Gata, am încheiat, poate să zică de exploziile solare. Păi îi dăm microfonul să zică și în direct. Da. Hai că poate îl păcălim. A, nu îl păcălim, l-ajutăm să intre în direct. Păi, noi mergem pe păcăleală, că așa merge la români. Deci eu de profesie inițială sunt istoric. Unul subiecte care m-a preocupat erau călătorii străini despre români în perioada medievală. Și foarte mulți oameni, nu neapărat călători, dar și localnici, cum era Cantemir, spune. Cantemir oficial era localnic, practic omul trăit la Istanbul și a venit ca străin în țară, ca domn, dar avea foarte puțină tangență cu cultura românească, moldovenească de vreme respective. Și cam toți aveau chestiunea asta, că la români înșelătorie este un lucru de preț, nu de ocară, fiind considerat o formă de inteligență. Ei admiră pe cel care îl păcălește pe celălalt, nu-l disprețuiesc. Nu știu, generalul Gabriel von Splene, primul guvernator al Bucovinei, guvernator militar al Bucovinei, contele Jensdorf, cam toți spuneau cam aceeași poveste cu cuvinte deosebite. Așa că nu suntem români dacă nu-l păcălim puțin. Culmea e că sunt care și le și au o satisfacție. Da, asta îți spun. E de mult chestia asta, nu-i de acum. Înseamnă că eu nu-s român. Păi, da, mai suntem din ăștia care nu... Și în cultura se spune că noi fiecare dintre noi trăim în două culturi. O cultură de apartenență, în care naștem, în care creștem, și o cultură de referință, la care tindem. Foarte mulți dintre oameni, nu numai dintre români, în general oamenii, au o cultură de apartenență și una de referință. Adică la noi, în România, foarte mult ne comparăm cu nemții sau cu alții, nu știu. Asta e. Adică la noi cultura de referință probabil că este mai puternică decât cultura de apartenență. Eu am crescut într-un sătuc unde nu se încuiau ușile la casă. Da, nici la mine nu se face chestia asta nici acum. Bine, acum trebuie încuiate bine.
E un sat izolat, nu trece niciun drum prin el și oamenii se cunosc, sunt aceiași de generații. Acum, între timp, au început să fie tot mai mulți oameni, dar nu în colțul meu de saturi, sunt cam aceleași familii cu care au copilărit împreună, care au bunici, care au fost rude și tot felul de chestii genul ăsta. Și nu mai este chiar așa cum era în anii 90. În anii 90, țin minte eu copil fiind, eram cumva crescut la comun, adică era o gașcă de copii, mâncam la cine apucam, la cine ne nimeream atunci când venea foame, acolo mâncam. Chestii de genul acesta, la fel. Aveai nevoie de ceva, mergeai la vecin și știai de unde trebuie să-ți iei și mergeai și puneai la loc. Adică erau lucrurile foarte, foarte degajate din perspectiva asta. Dacă se coceau roșii la un vecin, nu era furt să mergi acolo, dar dacă era poftă de roșii sau de cireșe, toată lumea mergea să ia cireșe. Că dacă avea unul cireș de mai, ăla era pentru toată comunitatea aproape. Chestii de genul ăsta. Și era foarte frumos. Acum au apărut mai multe garduri, mai multe chestii, dar atunci era foarte plăcută chestia asta. La noi singurul semn că nu ești acasă era mătura pusă la ușă. Eu închid poarta cu lanț și cu lacăt, nu ca să intre cineva, ca să nu intre, ci să nu iese ca ocaziana la cei care trec pe stradă. Eu când am plecat, se aude? Da. Eu când am plecat în România în 2014, am plecat pentru o lună și jumătate, am lăsat un bilet pe ușă în care am spus ușa e deschisă. Atât. Știi că dacă locuiesc în pustietate, primul vecin la nu știu câți kilometri, măcar dacă vine să nu spargă ușa, că de intrat tot intră. Dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimeni nu mi-a călcat în... Eu am avut și stup furat și furat de lângă casă unde îi țineam, că nu, eu stăm la bloc. Deci am trecut prin toate fazele. Da, păi nu se fură, se împrumută. La mine se împrumută și se uită să aducă. Eu primul șoc l-am avut când am locuit câțiva ani de zile în București. Eram mai tineria și lucram la o multinațională. Și aveam niște colegi de cameră, că eram mai mulți într-un apartament închiriat și toată lumea era contrariată că eu nu încuiam ușa. N-aveam obiceiul să încui ușa. Și atunci am început să învăț să fiu mai închis, mai așa. Dar depinde fiecare de zonă, dar în comunitățile care încă sunt închise, încă sunt tradiționale, nu sunt probleme de genul ăsta. Depinde de zonă sau de cum este. Dan spune așa. Ceea ce face Dorian în anumite capitole este diferit de ceea ce fac eu. Și puțin mai jos, Dan spune, la referința de lui Dorian cu afișul pe ușă, acum zic, păi dacă știam, te mutam în câteva ore. E bine, afișul ăla era pus pentru cei care ajung la ușă. Da, păi decât să-mi spargă vreun geam, că acum pe bune, ce să-ți ia din casă? Televizor, frigider, mobilier, astea le schimb, că bani nimeni nu ține în casă. La noi sunt mulți bani negri care se țin lichiz. De asta se și caută. Da, face referințe la forumii că e într-un dialog dan pe chat cu Ovidiu. Hei, domnilor, e faină discuția și taifasul nostru. M-am bucurat să fim împreună. De asemenea, a fost o onoare și un privilegiu ca să-l am pe Dorian în emisiune și pe chat pe Dan Mărgărit. De asemenea, mă bucur într-un final că am reușit să ne conectăm în emisiune și cu domnul Florian Mariș. Și de ce nu să fiu împreună și cu colegii distinși, Decebal Tuturic și de asemenea bucurie pentru cu Gabriel Petruc și de data aceasta a fost cu noi. Mulțumim pentru invitație. Nea Traian i s-a cedat telefonul și probabil același lucru a pățit și Dan Sebastian Ecobici, s-a terminat bateria la
tabletă. Da, la hidromel, spun eu. Nu cred că știe, el nu face parte cu din loja noastră. Nu, nu, el nu e din loja noastră. Și că ăsta e secret de loja masonică, el nu știe rețeta. Da. Da, n-are cartea asta. Nu are, a intrat pe Google. Vezi cu am eu scanată dacă vrea, eu trimit. Te rog frumos, stai limba dacă distribui. Nu, nu. Apropo, știi că chestia aceea cu taie popa limba este adevărată? Are un izvor istoric într-o baladă bulgărească? Nu știu, dar știu că foarte multe... Uite, înseamnă melodia de atezaur folcloric, e comună nouă și bulgarilor. Noi cu bulgarii avem o istorie nu tocmai... nu tocmai plăcut, pentru că la un moment dat România putând, când a putut și a luat de la Bulgaria niște bucățiere de teritoriu și de atunci avem o rivalitate istorică așa. Nu intru în chestiunea asta că se mai supără unii pe mine că spun lucruri nu trebuie spuse. Așa că mai bine tac. Hai să spun eu un lucru care nu trebuie spuse. Există niște surse istorice și am carte care, cine vrea să intrăm în istorie, nu o să dezbat acum cu toate referințele, care atestă că la începutul formării în spațiul acesta nației, a poporului român, românii au fost dărit catolici și de limbă latină. Și în 800-1200, Imperiul Bulgar a impus ritul bizantin și limba slavonă, scrierea chirilică. Și în cazul în care acei preoți continuau să slujească în limba latină, li se tăia limba. Și există o baladă, ca și sursă istorică, ca și izvor, care cânta, avea versuri că a trecut și a tăiat la gheaur limba. Și de acolo a venit că taie popa limba. Băi, să știți că prima episcopie, prima formațiune de genul ăsta din țările române, a fost una catolică, iar țările române, dacă tot vreți să intrăm, Episcopia Cumanelor, undeva prin zona Branci, Focșanului de astăzi, localizată ca sediu. Și încă există în anumite părți din Moldova rămășițe de atunci. Iar dacă ne uităm tot așa, ca să vorbim de literatură, dacă am ajuns la subiectul ăsta, anumite povești, cum ar fi, nu știu, Vlaicu Vodă, iarăși în Moldova, perioada lui Roman I și altele, exista atunci, să spunem, un conflict între o clasă conducătoare catolică și o populație ortodoxă. Și între timp ortodoxia nu numai că a învins, dar a și curățat de catolicism această parte a lumii, a țărilor. Și alt lucru care nu ne place nou să-l spunem este că țările române au fost înființate în special datorită existenței regatului maghiar de lângă noi. Odată cu dinastia Angevină, au apărut niște nemulțumiri și atât cei care au descălecat în Moldova, cât după unele surse și cei care au început formațiunea statală în țara românească, proveneau de la marginile Transilvaniei și au descălecat de acolo, au venit de acolo. Acum nu vreau să intru în detalii tehnice sau nu așa, sau în ce măsură Negru Vodă era cuman, dar uite, nu știu, tu parcă ești din Caracal. Caracal ca origine este un cuvânt cuman, un cuvânt turcic la origine. Teleorman este tot, nu știu, comana din zona ta sau așa. Nu mai intrăm în amănunte că deja nu mai vorbesc de albine. Eu locuiesc aici, nu-s de aici. Da. Eu fac parte din primul voievodat care a reîntregit împreună cu țara Hațegului. Asta e altă istorie. Și nu vreau să subliniem. Da. Ok. De exemplu, tot așa de istorie, când a apărut Marea Scindare a Bisericii, mai multă importanță i s-a dat Bulgariei decât teritoriilor noastre în acea dezbatere, ca și orientare, ca și apartenență politică. Dar asta este altceva. Uite, deja te întreba cineva unde locuiești. Probabil ai deranjat prea tare pe Andrei Călinescu sau vreau să comunice cu tine. Da.
Am trecut și pe lângă istorie, am trecut și pe lângă spiritul nostru românesc. Pentru cei care vor să facă o radiografie autentică a spiritului românesc, există o carte, distinsul Daniel Barbu, profesor, doctor, fostul ministru de cultură. Cartea se cheamă Etică ortodoxă și spirit românesc. Cine are curaj să o pună în mână și să o citească și să se uite în oglinda acelei cărți, va fi destul de interesant într-o stare de șoc și de introspecție. Dar nu îndrăzniți să citiți. N-are rost să vă șocați. N-are rost pe urmă să aveți nevoie de terapie ca să vă reveniți. Legat de apicultură, îi mulțumim lui Dorian de prezență în emisiune, îi mulțumim de Dan Mărgărit de toate secretele împărtășite de acolo. Dorian, cu permisiunea ta, vrei tu să spui cele două secrete pe care noi le-am stabilit că le ținem? Ca să nu rămâne oameni încordați. Nu. Secretele rămân secrete. Rămân secrete. Bine, Dorian. Da. Așa ne facem. Auzim pe altă dată, deci trebuie să mai păstrăm și ceva pentru noi, nu-i așa? De acord. Și cum am spus, mă trag colegii de limbă și prieteni drag să le dau rețeta de hidromel. Nu pot. Servim hidromel, dar păcat, nu dăm. Păcat că au nevoie. Au, mulți au nevoie. Da. Și nu e o rușine, dar nu e o rușine să recunoști că dacă da, e nevoie. Păcat că avem nevoie. Da, domnilor, mulțumim pentru cei care ne-ați ascultat până acum, 231 de persoane au stat nerăbdător să audă și ultimele secrete. Suntem deja ora 12:21, ce simetrie interesantă este. Eu vă spun noapte bună, mulțumesc celor care ne-ați urmărit. Îl salut pe Dorian, cred că pe tine trebuie să te salut cu bună ziua, că la tine este încă ziua. Da. Așa, să aveți un weekend excelent și de ce nu? Cu bucuroși la reauzire și poate atunci când gustați din pomana porcului sau, mă rog, ce a mai rămas din porc cu Dan Mărgărit, dacă nu vom putea fi în emisiune live, măcar ne faceți o poză cu dedicație și ne spuneți de a 6 petrecere în spirit românesc servirea porcului în Canada. Da, se va întâmpla. Până atunci să ne auzim sănătoși. Mulțumim frumos, noapte bună tuturor și multă, multă sănătate. V-am salutat. Doamne ajută. Noapte bună!